Bine ai venit sau revenit pe canalul meu, videoclipul de astăzi este unul interesant, așa că rămâi cu mine până la final, fără să derulezi. De asemenea, abonează-te la canalul meu, apasă pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când eu postez. Și de asemenea, nu uita să scrii cât mai multe comentarii. Vizionare plăcută! Ajutor! Olgaș rupse gâtul, deși înțelegea că probabil nu o va auzi nimeni. Sunt aici! Plângea ea înconjurată de zăpadă, iar cel mai important lucru era că undeva în apropiere lătrau Lupi. A fost o zi senină. Olga absolvise școala. Știa că acum are toată viața înaintea ei. Mergea acasă dimineața și zâmbea. Acum, când pe străzi nu era încă nimeni, ea mergea pe trotuar. În sufletul ei era bucurie. Olga, ești tu? A auzit vocea mamei ei. De ce nu dormi? S-a mirat fata Astăzi vine la tatăl tău un oaspete important, mă pregătesc, a spus ea, ștergându-și mâinile de șorțul pe care l-avea legat. Bine, acum mă voi schimba și te voi ajuta, a spus fata, deși nu dormise toată noaptea, forțele îi mai rămăseseră. Poate te odihnești, a propus mama. Nu, nu am deloc somn, a spus ea, trecând în camera ei. După aceea, ele au gătit împreună în bucătărie, au tăiat, au amestecat. La prânz erau gata atâtea feluri de mâncare, încât ar fi putut să hrănească zece persoane. Dar acum putem să ne odihnim, a spus mama, privind la mâncărurile pregătite. Cine ar trebui să vină? A întrebat fata de la femeie. Un tovarăș al tatălui tău au lucrat împreună cândva, a răspuns mama, care nici ea nu știa. Bine, a spus fata, dar această informație nu îi dădea nimic i-a plecat în camera ei, unde s-a așezat în fața oglinzii. Îi plăcea să stea acolo. Acolo se uita la propria ei reflectare, uneori visa la viitor. Acum și-a desfăcut părul și l-a pieptănat, gândindu-se la ce o așteaptă. Aud că a venit tata acasă, a spus ea, când vor veni oaspeții, a întrebat soția. De la o clipă la alta, Olga știa că tatăl ei se uita la ceas. La ușa au sunat în coridor, toată lumea s-a agitat. Și ce este atât de special la acest oaspete, că mama și tata se comportă așa? Se gândea fata. Ea a ieșit să ajute mama, dar a fost imediat așată la masă. Bună ziua, a spus bărbatul, privind-o pe ea. Era nu foarte tânăr, dar simpatic. Bună ziua, Olga, de ce te-ai înroșit? A spus-i tatăl ei, familiarizează-te, fica mea, acesta este Vlad, un bun prieten al meu, i-a spus tatăl ei. Olga s-a așezat lângă mamă. Nimic, dar nu mi-ai spus că ascunzi aici o asemenea frumusețe. A început să vorbească bărbatul. Abia a absolvit școala, a lăudat părintele mândru. Excelent, a spus oaspetele, iar apoi au continuat masa. Olga vedea cât de masculin era, vorbea corect, se comporta frumos. Ea stătea și se uita la Vlad. Ei bine, a venit timpul să ne luăm rămas bun, a spus seara prietenul tatălui. El s-a îndreptat spre ușă, iar în același timp a aruncat o privire asupra olgăi. Ea la fel îl privea. Dar să ajungi fericit, a strâns mâna gazdei apartamentului. Când ușa a fost închisă, mama a mers în cameră pentru a strânge masa, iar Olga a urmat-o. Tata, cine este el? A vrut să întrebe fata încă la masă, dar nu a îndrăznit. Un militar, apoi a lucrat în organele de securitate, iar acum a fost numit șef al zonei, a spus bărbatul, în timp ce lua farfuriile de la mamă și le ducea în bucătărie. Înțeleg, a gândit-o fata, dar de ce ești interesat de el? I-a devenit interesant tatălui. Să nu pot întreba! A izbucnit fata! De ce reacționezi așa? părinții s-au uitat unul la celălalt. Olga nu a mai răspuns la nimic, a strâns în tăcere tot ce a mai rămas pe masă, l-a dus în bucătărie și a mers în camera ei. În seara aceea, ea s-a gândit la Vlad. El era exact așa cum își imagina ea un bărbat adevărat. Cu aceste gânduri, fata a dormit. Olga urma să se înscrie la un colegiu pentru a deveni contabilă. Aceasta era visul ei. Încă din copilărie, ea venea acolo unde lucra mama ei, se așeza la masă și completa diverse hârtii, de parcă ar fi eliberat ceva. Ești gata? a întrebat mama în acea dimineață, când fata trebuia să meargă la instituție. Da, a zis Olga și a clătinat din cap. Ea a coborât scările și a privit în cutia poștală. De la momentul în care Vlad a fost în vizită, a trecut o lună și jumătate. Prima scrisoare de la el a venit la două săptămâni după aceea. Fata nici nu știa de ce a privit în cutie, niciodată nu făcuse asta, dar apoi a scos plicul. La început a văzut numele, a crezut că este pentru tatăl ei, dar apoi a observat numele ei. Olga și-a strâns plicul la piept. De atunci, i-a verificat fiecare zi singură poșta. A venit ceva? a întrebat-o mama când s-a întors acasă. Fata nu a uitat. Mama ei zâmbea. Dar Olga nu o mai asculta, ea se grăbea în cameră să citească ce îi scria Vlad. Iar el îi cânta în scrisori că îi plăcea foarte mult, că ar vrea să o ia cu el și fata credea în dragostea lui de la prima vedere. Mama, trebuie să vorbim, a spus ea când s-a întors acasă de la școală, în decembrie. Despre ce, draga mea? A spus mama, care era mereu gata să o asculte pe fica ei. Olga s-a uitat în jur, deși nu era nimeni în cameră. Dar ea se temea atât de tare ca tatăl ei să afle, încât și acum se temea de asta. Despre Vlad, a spus ea. Femeia a făcut o față surprinsă. Păi despre prietenul tatălui tău, care a fost la noi în vizită, i-a mintit fata. Am înțeles, a spus mama. Dar ce are legătură cu el? Nu putea înțelege despre ce era vorba. Ce legătură are fiica mea cu un bărbat adult? Am o relație cu el, a spus fata, roșind. Femeia a pus mâna la inimă. Doar că el îmi scrie că vrea să mă ia cu el, a vrut să spună fata, dar când a văzut ce se întâmplă cu mama ei, a decis să nu fac asta. Olga, tu ce? A spus femeia, care era pe cale să leșine. Tatălui nu-i spune încă, a cerut fata. O, Doamne, ce se întâmplă? A început să se lamenteze mama. Fica a înțeles că nu trebuie să continue conversația, așa că s-a ridicat și a mers în cameră. Acum se mai și regreta că a început acel dialog, dar trebuia să o pregătească măcar pe mamă. Vlada a scris că va veni în vacanță în aprilie, și apoi o va lua cu el. Tatăl va afla oricum, dar despre asta îi va spune chiar prietenul său. Dar pe mama ei o părea rău. În tot restul timpului, Olga a fost foarte tăcută, nu ieșea nicăieri, nici la școală, nici înapoi. De ce ești mereu acasă? O întreba tatăl ei. Pur și simplu nu-mi vine să fac nimic, el nu știa nimic din toate astea. Mama umbla prin apartament, oftă, dar nu spunea nimic. Uneori soțul ei credea că o îngrijorează ceva, o întreba, dar femeia tot așa doar ofta adânc și pleca în bucătărie a venit primăvara, Olga aștepta cu nerăbdare când va veni acel bărbat despre care se gândea aproape tot anul. Se temea de tatăl ei, dar știa că Vlad era perseverent și că va obține ceea ce își dorea. Mamă, pregătește masa, oaspetele scump vine, a pus el telefonul jos într-una din zilele de weekend. Inima Olgăi fremăta, ea s-a uitat la mamă, care stătea în pragul bucătăriei. Ce vorbești? A venit în acel moment la ea soțul. Nimic zic că mă bucur că vine Vlad, nu s-a întors soția spre el. Și iată că, ca și în altă dată, bărbatul a venit, s-au așezat la masă, Olga se îmbrăcase, dar se rușina să iasă. Și tu nu-ți poți destăinui sentimentele pe hârtie, când ești singură în cameră, a spus ea în sinea ei. Olga, dar cât să te mai aștept? A strigat tatăl. Ea a intrat în sufragerie și obrașii s-au înroșit. Bună ziua! S-a ridicat să o întâmpine Vlad, sunt bucuros să te văd, ea stătea în fața lor, așa de tânără, cu obrașii roșii. Pe tine te-a așteptat! A privit-o tatăl. Da, doar pentru asta am venit, s-a strâmbat oaspetele, el stătea deja în fața părinților iubitei sale. Nu înțeleg, a stat în picioare și el, tatăl Olgăi. Ascultă, nu te mai stresa, îmi place fica ta de atunci, i-am scris. Și apoi s-a întâmplat, vorbea Vlad și se uita în principal la femeia care stătea pe canapea. Adică, tatăl privea pe rând fica și pe prietenul lui, i s-a luat cuvântul. Da, ai înțeles bine, sunt în concediu două săptămâni, iar după aceea plecăm, a luat el de mână fata. Asta e, a dat din cap bărbatul. Da, uitasem, a scos el din buzunar un inel și l-a pus pe deget fetei. Vlad deja se înțelesese cu toată lumea în timp ce era în concediu, ei promiseseră că o vor înscrie la starea civilă. Astăzi deja nu mai vorbea nimeni despre asta. Bărbatul s-a ridicat și a invitat-o pe Olga la plimbare. Părinților nu le-a mai rămas decât să accepte. Tu știai. A pus imediat întrebarea femei soțul ei, când s-au închis ușile. Îmi pare rău, i-a plecat ochii. Dar cum a putut face așa ceva? Iar eu, ca prostul, îl îmbrățișam cu brațele deschise, tatăl aproape că plângea. Peste o săptămână, Olga le-a spus părinților să vină la starea civilă, ca să nu vorbească nimic, nimic nu putea influența decizia fetei. Dar ce să facem cu studiile? a întrebat mama. Niciodată nu se poate spune ce va face o fată dacă și-a pus ceva în cap, o făcea. Vlad îi cumpărase o rochie frumoasă, în care era și astăzi. I se potrivea foarte bine cu ochii ei albaștri și părul negru. Mirii erau diferiți. Se vedea că el era mai în vârstă, iar ea o tânără fată lângă el. Nu regreți. O întreba Vlad după înregistrare. De ce să regret? Se mira ea și râdea în răspuns. Nu pot să cred că mi-a mers atât de bine, o strângea el la piept. Când Olga a ajuns acolo unde locuia soțul ei, s-a speriat. Fricul constant, civilizația practic nu era, dar ea tăcea, nu spunea nimic despre asta. Vlad, cu ce să mă ocup? Îl întreba ea. Afară era vară, dar vremea nu se mâna deloc cu această perioadă anului. Nu știu, șeful, copiii vor veni curând, îi vei crește, era sigur el poate să mă angajez undeva. Era ea gata să se apuce de orice, doar să nu mai irosească timpul acasă, care trecea foarte încet. Vrei să te angajezi în birou? O întreba el. Ce trebuie să fac acolo? Acest lucru a ieșit automat din ea. Era de acord cu orice. Să nu meri, râse el. Bine, îl îmbrățișă ea. Atunci am stabilit, poți să ieși mâine, să vezi, să înveți, iar apoi să începi să lucrezi. Era gata să facă orice pentru ea. Fata a doua zis stătea deja într-un mic edificiu din lemn, unde, în afară de ea, mai erau alte două femei. Uite, aici sunt revistele, îi arăta una dintre ele. Bine, Olga a început să-și amintească ce învățaseră întregul an la școală tehnică. Întregul zi a răsfoit niște cărți economice și alte asemenea seara Olga era sigură că acum ar putea face totul singură. Voia să-și aștepte soțul acolo, dar pe acesta nu l-a fost, așa că s-a adunat și a plecat acasă. Vlad nu a venit să doarmă. Dimineața Olga era din nou la birou. Al tău a venit noaptea. O întrebă femeia care ieri îi arătase totul. Nu și ceva s-a întâmplat. Se uitaia la noua ei cunoștință. Da, au fost în sat, s-au distrat acolo, îi spuse Natalia Petrovna. Cum să fie? Olga era încă naivă în acest sens. Nu înțelegi acum se poate trăi cu soția și să mergi și la altă. Tu ce, prima dată ești căsătorită. Răseră toate cele care erau acolo. Da, nu înțelegea că glumesc. Olga, aici după bărbat trebuie să fie un ochi pe ochi, Natalia Petrovna i amenință cu degetul. Dar Vlad mă iubește atât de mult, plângea ea. O, da, ce dragoste, râseră din nou fetele. Fata stătea, se uita pe fereastră, nu putea înțelege nimic. În cele din urmă, a decis să nu asculte ce îi spun, ci să întrebe direct în ochii soțului ei. Olga, am venit acasă, a spus el târziu în seara aceea. Vlad, unde ai fost ieri? Nu a mai așteptat nimic. Era important pentru ea să știe. Ce fel de întrebări sunt astea? Nu era obișnuit ca bărbatul să fie abordat așa. Un simplu răspuns, sunt soția ta și m-am îngrijorat, pentru că pur și simplu nu ai venit. Ea îl privea direct în ochi. Am fost la serviciu. El a înghețat pentru o clipă, apoi a continuat să se dezbrace. Dar femeile spun altceva. Ea a tăiat scurt. Ascultă-le mai mult el a trecut pe lângă ea și a intrat în baie. În seara aceea au luat cina în tăcere. Olga avea impresia că îi s-au deschis ochii. Pentru prima dată, regreta că venise acolo. De ce nu voia să cunoască mai bine persoana respectivă, când mama ei o avertizase? Mergi? A întrebat-o Vlad dimineața. Mergi tu? Nu voia să meargă cu el în mașină. Cum vrei, el a trântit ușa. Bărbatul înțelegea că era vinovat în fața soției sale, dar nu știa cum să repare lucrurile. În mijlocul zilei, a venit la ea la birou. Putem să vorbim? A întrebat-o pe Olga. Da. Ea a privit spre colegii ei și a ieșit. Ascultă, probabil că aici îți este greu. Îți dau câțiva ajutoare. A propus Vlad. De unde să iei? Olga a făcut ochii mari. Am niște oameni aici care încearcă să obțină eliberarea condiționată. I-aș putea trimite pe ei. El a dat din cap spre clădirea din cărămidă. Nici măcar nu știu. Ea s-a uitat înapoi spre ușă. Trebuie să supraviețuiești. Trebuie să cari saci, să rostogolești bușteni. El nu știa ce altceva să mai spună. Bine, a acceptat Olga. Atunci, ei cu fetele chiar aveau nevoie de ajutor. Hai să mergem! El a făcut un gest cu mâna. Vlad, ce le-ai spus soldatului? A întrebat el. Soldatul a dat din cap, apoi a fugit undeva. În câteva minute, în fața Olgăi și a lui Vlad stăteau câțiva tineri. Alege! A arătat spre ei soțul ei. Olga îi privea de multă vreme pe cei care stăteau acolo. Toți păreau la fel, dar unul era foarte diferit. Ochii lui întunecați, ochiul lui strâns și mai era ceva care o atrăgea. Era înfricoșător și plăcut în același timp. A ales trei, inclusiv pe acel necunoscut la care se uitase. Dar băiete, consideră-te norocos. Le-a spus șeful, Acum, îndatoririle lor includeau să o ajute pe fată în tot ce avea nevoie. Nu-i așa că muncesc bine? Spunea Natalia Petrovna când vedea pe fereastră cum se străduiau tinerii. Iarna a sosit. Era foarte fric, așa că acolo lucrau doar cei trei. Nimeni nu a fost stricat de muncă. Olga făcea pe ea că observă bărbații, dar de fapt se uita doar la el. Când avea ocazia, îi dădea zahăr sau țigări. El doar o privea și zâmbea, iar Olga îi lua fața de la acel zâmbet. Mulțumesc, ei au venit să se căsătorească. Aha, el ridica ochii și îi făcea ochi dulci. Olga știa că aci deținuți știau cum o cheamă. Desigur, soția vărului, dar ea nu îi știa pe ei, dar asta a fost doar la început. A verificat numele celor doi, dar pe ea nu o interesau, iar cel cu ochii întunecați se numea Ruslan. Iată că a venit la muncă, când zăpada a început să se topiască și i-a dat fetei niște flori. Niște flori oricum, erau niște bețe uscate cu niște puf la capăt, dar Olga i-a fost plăcut. Vlad în ultimul timp practic nu se mai arăta acasă, fetei era dor, așa că și-a îndreptat toată atenția asupra lui Ruslan și nu a observat cum s-a îndrăgostit de el. Olga nu știa ce a făcut, pentru ce a ajuns acolo, dar nu-i păsa. Olga, te-ai nebunit. Îi șoptea Natalia când o auzea cum râde cu noul ei admirator pe la ușă. ce e așa de rău? Am vorbit doar. Răspundea ea. Da, da, văd eu cum vorbiți de șase luni, dădea de din cap femeia. Ce să fac dacă e așa de simpatic? Nu putea Olga să-și ascundă sentimentele. O fată, fi atentă, Vlad nu ți-o va ierta, știa ce spunea. Ruslanului iese curând liber, el pleacă, iar eu cu el, era sigură fata. Da, da, te cred, își strângea sceptic buzele Natalia. Gata, nu vreau să mai vorbim despre asta, se întorcea Olga spre fereastră, pe față îi juca un zâmbet. Cu Ruslan se îndepărtau tot mai des, ca să poată vorbi liniștiți, iar ei făceau pe cei care lucrau. Vei veni cu mine? O întreba tânărul. Nu cu tine, ci după tine, spunea Olga. Bine, voi transmite informația, el o lua de bărbie cu o mână, o apropia de el și o privia în ochi. Olei era așa de dor să o sărute în acele momente, dar Ruslan nu făcea asta. După aceea se despărțeau, nu voiau ca cineva să-i vadă împreună, mai avea puțin-mai puțin de șase luni de stat acolo. Vlad, nu vezi că am devenit complet străini. Îl întreba Olga acasă la soț. Ce vrei? El și el deja regreta că a luat o astfel de tânără fată, doar ca să se laude în fața prietenilor. Că lângă el, așa o frumusețe, dar mai mult la nimic nu era bună. Divorțul era înfricoșător, dar ea a spus acel cuvânt. Bine, dar să nu regreți! La asta el se încruntă. Nu voi regreta, mulțumesc, nu se uita la el. Că s-a aruncat pe un zec, el deja de mult suspecta, îi se spunea, dar nu credea. Asta nu e treaba ta," a spus ea. Nu a vrut să înceapă această conversație până când Ruslan nu a plecat, dar acum, când a plecat, putea să o spună. Da, nu mai e treaba mea," a spus el, apropiindu-se foarte mult de ea. Olga a simțit o înghețare în interiorul ei. Veduse cât de crud poate fi un soț deținut nu te rog, a spus ea, închizând ochii. Mizerabilă, a murmurat el lângă urechea ei, împinând-o ușor de la sine. Olga a așteptat să vadă ce se va întâmpla mai departe, dar Vlad s-a îmbrăcat și a ieșit din casă. În acel moment, ea nu a mai așteptat nimic. A luat geanta, care era pregătită de mult timp, a găsit actele, a așteptat puțin și a ieșit din apartament. La gară, i-a spus ea șoferului de taxi. Bine, a zis el, dădând din cap. Olga a stat în tren. Privea pe fereastră și se gândea că în viață trebuie să încerci totul, iar acum ea mergea la iubitul ei, unde nimeni nu le va putea împiedica să fie împreună. Olga l-a văzut din geamul trenului. Era atât de frumos, stând pe peron, cu flori în mână. Ruslan, cum ai știut că vin? A ieșit ea la el veneam la trenuri, așteptam, a spus el, strângând o în brațe. Olga zâmbea de la ureche la ureche. Era fericită. Acum mergem la apartamentul prietenului meu, iar apoi vom găsi al nostru, i-a spus tânărul. Tu nu ai unde să locuiești. A întrebat ea, surprinsă, dar cu ochii din nou înveliți în ochelari roz. Dragostea a întunecat toate gândurile. Am spus că e doar temporar, a spus el cu un ton dur. Bine, bine, înțeleg, a spus ea, zâmbind din nou. Prietenul lui Ruslan era absent din oraș în acel moment, așa că pentru o vreme puteau locui singuri în apartamentul lui. Ești fericit că sunt aici cu tine? A întrebat ea, rotindu-se prin cameră. Iar tu? A întrebat el, răsfoind agenda. De ce întreb? tu știi că am făcut tot pentru tine, a spus ea, așezându-se lângă el. Și eu sunt fericit, a spus el, luându-i bărbia în mână și atrăgând-o spre el. Olga îi privea în ochi, iar apoi și-a închis ei. În acel moment, Ruslan a sărutat-o. A fost primul lor sărut. O să ne căsătorim, i-a spus ea noaptea, când stăteau împreună în pat ești atât de naivă, a spus el, întorcându-și capul spre ea și sărutând-o pe nas. Ce vrei să spui? A întrebat ea ridicându-se și așezându-se pe pieptul lui. Desigur că o să ne căsătorim, că avem o dragoste atât de mare, a spus Ruslan, dar tonul lui era ca și cum ar fi râsteia. Băiatul pleca undeva, venea acasă târziu seara. Olga nu se plictise în apartament era un haos atât de mare, încât ea voia să aducă acolo ordine perfectă. Ea gătea feluri diferite de mâncare, îl aștepta pe iubitul ei acasă, iar el venea. Fata credea că așa e viața a doi îndrăgostiți. Bună, unde ai fost? Intră el în casă. Bună, ieși să ia în coridor, purtând o rochie simplă, dar frumoasă. Ce miroase așa bine? Se năzărea el felul tău preferat, zâmbia, enigmatică. După aceea mergea în bucătărie, unde stăpâna casei îl hrănea pe iubitul ei. Olga nu l-a întrebat niciodată pe Ruslan ce face, ea nu ar fi crezut niciodată că el a revenit pe o pantă alunecoasă. Bărbatul aducea acasă bani, deci unde ai lucrat? Olga era fericită. Uneori ei venea să sune părinții, dar apoi se răzgândea, voia să creadă că ea locuiește cu Vlad. Dar ce ești pregătită? O întreba Ruslan într-o sâmbătă, la ce nu înțelegea ea. Să mergem la primărie. El scoase un inel de logodnă simplu. Ruslan, am așteptat atât de mult, se duse ea în cameră să se îmbrace. După aceea au plecat la instituția de stat, unde li s-a spus că, din acel moment, sunt soț și soție. Sunt cel mai fericit om de pe pământ, striga în acea zi Ruslan. A invitat câțiva prieteni. Stăteau pe o oarecare casă de vacanță, care se afla lângă lac. Fratele meu, felicitări, îi strângeau mâna ei. Azi a prezentat-o pentru prima dată iubitei sale celor care erau ca lui însuși. Vreți mâine? O să coc un tort, veniți la noi, îi spunea Olga, ea voia să placă tuturor. Sigur, dacă stăpânul dă voie, râdeau tinerii. Ruslan se uită ea la soțul ei. Iar dacă vor să vină, spuse el privindu-i pe prieteni. Din acel moment, Olga a devenit din nou o soție fericită. Ea știa că bărbatul ei este cel mai bun. El nu va face niciodată nimic rău, iar cel mai important, ea se putea baza pe el. Ai gândit la copii? o întreba el seara. De ce întreg? De Desigur, ea voia asta, dar nu voia să spună, să lase lucrurile să meargă așa cum merg. Doar dacă nu vrei încă asta, recunosc cu el și se culcă pe spate. Vreau să-i așeze ea cu bărbia pe pieptul lui. Trebuie să se nască, băiatul, eu îi voi învăța totul, va fi ca tata. El îi puse mâna pe spate. Hai să nu întoate, toate, zâmbia, și el înțelese imediat la ce se referea. Olga, ascultă, voi face tot ce pot pentru ca tu și copiii noștri să fiți fericiți. După aceste cuvinte, tinerii soți și soția adormiră. Dimineața, ea, așa cum promisese, se scula și puse la dospit Imediat îi veni în minte mama, ea a fost cea care a învățat-o să facă asta. Când curăța cartofi, auzi cum se trezi soțul ei, el se ducea la baie. Doamne, ce miros divin vine din bucătărie! mai așteaptă, încă nu e gata. Iar râse și îl lovi pe mâini. Dar unde sunt prietenii tăi? Chiar dacă nu vin, eu le voi mânca pe toate singur. El se așeză pe un scaun și aștepta. La ușă s-au auzit bătăi. Pe prag stătea Pavel. Bună, iar eu, așa cum am convenit, pentru tort, intră el în apartament. Simți, Ruslan ridică degetul în sus, mai bine așa, mirosul se simte deja în curte. Au mers împreună acolo unde Olga lucra. Bună! Se salută ea cu prietenul soțului ei, pe care îl văzuse astăzi de două ori. Ce formalitate salut, spuse el, abordându-o și strângându-i ușor mână. Ea fost bine, totul era neobișnuit pentru ea. După zece minute, deja stăteau la masă și mâncau cel mai delicios tort proaspăt. Dar unde sunt ceilalți? Olga se uita la prieteni. Nu știu, probabil că nu au putut. Ambii aveau gura plină de tort. Ei bine, vă va mai ajunge, le tăia încă câte un colț. Când Ruslan și Pavel au mers în cameră, Olga a strâns masa și a spălat vasele. Nu voi asta. A fost o întâmplare, dar ea a auzit conversația celor doi tovarăși. Ai aflat. Întreba Ruslan pe Pavel. Nu, Miti ar fi trebuit să meargă, vorbea în șoaptă. La început, Olga a vrut să intre pur și simplu, dar când a auzit următoarea frază, nu s-a mai decis. Când el vine, trebuie să eliberăm apartamentul, altfel trăim aici ilegal, a spus soțul ei. Ascultă, ce te îngrijorezi, totul va fi bine, eu o să aranjam, i-a promis Pavel. Olga s-a întors înapoi în bucătărie, s-a așezat pe un taburet și s-a gândit ce se va întâmpla dacă Ruslan s-a apucat din nou de crimă. Dar de îndată ce aceste gânduri i-au venit în minte, le-a respins imediat. Nu voia să gândească rău, pentru că nu a auzit începutul conversației, iar dacă acolo totul era diferit de cum și-a imaginat ea. Olga, ce faci aici? A intrat în bucătărie Pavel. Ce? Nu, eu doar m-am gândit, s-a zăpăcit ea. După aceea, au plecat toți în sufragerie. Viața de familie a continuat. Ruslan a spus că trebuie să schimbe apartamentul. Olga s-a despărțit cu regret de cuibușorul care a fost primul lor cu Ruslan. Nu te întrista, curând vom avea unul al nostru. El o strânse la piept. Tânărul încă nu știa că sub inima soției sale poartă un copil. Ea nu i-a spus despre asta, voia să vină, să facă totul, să pună masa, iar apoi să-i spună: Ei bine, ce te-ai uitat așa misterios și taci? El a văzut seara cum soția era obosită, dar totuși a făcut totul. În curând vei avea un fiu, Olga era foarte calmă. Dar cum ai aflat că exact un fiu? El nu înțelegea. Tu vrei un moștenitor, așa că va fi un băiețel, i-aș puse mâinile pe ale lui. Iubita mea, el zâmbe. De la acea seară, tânărul a început să aducă acasă tot ce ar putea fi necesar pentru creșterea copilului. De ce tot asta? a întrebat uimită Olga. În apartament era deja o pătuț, o cărucior, o grămadă de lucruri, sticle, suzete și tot restul. Dintr-o dată s-ar putea să mi se întâmple ceva. A spus el, evitând să o privească. Ce s-ar putea întâmpla? Nu a mai terminat de spus ea și a tăcut. Îți este rău. S-a îngrijorat el. Spunem sincer, de unde vin toate aceste bani? A întrebat ea, realizând abia acum că el nu lucra nicăieri, dar avea bani. Cred că nu ar trebui să știi despre asta, a spus el, mut. Ruslan a început din nou, a vrut să plângă, dar în acel moment el a venit la ea și a îmbrățișat-o. Va fi bine, i-a șoptit la ureche, nu vreau să te îngrijorezi. Olga a trecut restul termenului de sarcină liniștită, văzând că soțul ei nu a încetat nimic, dar a încercat să nu se gândească la asta pentru a nu se îngrijora. Olga, poate că ar trebui să mergi la spital, a spus Ruslan, împinând perdeaua și privind în jos. Ce se întâmplă? A vrut să vadă și ea. Nimic, doar mă uitam cum e vremea, s-a întors el spre ea. Este prea devreme să mergi la spital, până la termen mai erau aproape trei săptămâni. Dar dacă se va întâmpla totul mai devreme, a încercat să o convingă el. Dacă îmi spui sincer, poate că merg, a spus ea, încrucișându-și brațele. Nu există nicio adevăr, pur și simplu mă îngrijorez pentru tine, a evitat din nou să o privească. Atunci totul este în regulă, peste două săptămâni mă duc singură la spital, a spus ea, așezându-se pe canapea. Bine, a fost de acord soțul ei. Olga vedea cum el se plimba nervos prin apartament în fiecare zi, întrebându-se ce se întâmplă, dar ca întotdeauna, Ruslan pur și simplu tăcea. Când până la termenul nașterii, stabilit de medic, mai rămăsese o săptămână, Olga, așa cum promisese, s-a dus singură la spital. Vai, 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 era dureros, dar nu a strigat. Aoleu, va fi mai ușor, i-a sfătuit vecina. Nu, a spus Olga, îndoindu-se. Să chem doctorul, s-a ridicat de pe pat vecina. Da, abia a putut respira fata. A venit o asistentă medicală, au mers împreună în sala de nașteri. Cât de mult au certat-o pe Olga că a suportat atât de mult timp și nu a spus nimănui nimic. Dar în rest totul a decurs bine. Mulțumesc, striga Ruslan, când s-au deschis ușile maternității și s-a adus un pachet cu o panglică albastră. Acasă? A întrebat soția. Da, doar că am închiriat o altă locuință. Nu i-a dat timp să întrebe sau să spună nimic, ci i-a acoperit gura cu un sărut, iar apoi Olga nu mai știa ce voia să întrebe. Au ajuns în noul cartier, i-a intrat în apartament și s-a uimit. Totul ce se afla în apartamentul vechi era într-o grămadă mare. Acum era totul gata, pătuțul era pus în ordine, toate lucrurile erau în dulap. A făcut-o el, s-a minunat tânăra mamă. El a murdărit totul, zâmbea soțul. El se juca cu fiul său toată ziua, de parcă ar fi avut teamă să-l piardă. Lasă-l măcar o clipă, voia Olga, ca să-i acorde atenție și ei. Uite, el îmi zâmbește, spunea Ruslan. Nu inventa, el încă nu știe să fac asta. Olga se apropia, iar Mitea chiar stătea și zâmbea. Sunt cea mai fericită femeie, spunea ea. În ultima vreme, Olga se îngrijora din cauza faptului că nu putea să-i spună părinților ei care un copil. Ce le va spune? Îmi pare rău că v-am mințit atât de mult. Nu putea face asta. Dimineața, când mitica avea șase luni, Ruslan a venit acasă târziu noaptea. Olga s-a trezit când el a trântit ușa, dar nu l-a văzut să intre în cameră. Unde ești? I-a devenit frică fetei, că ar putea să nu fie soțul ei. Aici, a gemuit el. Olga a sărit imediat din pat, a fugit în coridor. Ruslan stătea acolo întins pe jos. Când s-a plecat peste el, a văzut că jacheta lui era plină de ceva roșu. A înțeles imediat totul și a început să o deschidă. Nu te băga! Am pins dur soțul ei. Ai nevoie de ajutor! a întrebat ea așezându-se lângă el. Totul e în regulă, a strâmbat el din nas. Dar eu văd că nu e nimic în regulă, a spus ea, mergând în bucătărie, luând un trusou de prim ajutor și aducând-o soțului ei. Îmi pare rău, s-a auzit cum el respira greu. Dimineața a venit poliția. Olga aștepta asta, așa că nu s-a mirat prea mult. Ruslan era practic inconștient când l-au dus. Ea nu a aflat niciodată ce i s-a întâmplat. Sediată, stătea și-și mângâia copilul pe spate, pe obrașii ei curgeau lacrimi. El nu a ascultat-o, a început totul de la capăt, deși promisese că nu se va mai întâmpla așa. Olga era frică. Ce se va întâmpla dacă va veni cineva la ea? Ce va face atunci? Ea avea un copil mic în brațe. În fiecare seară, când se întuneca, ea tracea perdeaua și nu aprindea lumina, lua pe mitică în brațe și stătea așa până când copilul nu a dormit, apoi se culca și ea mamă, salut, a decisia să fac acel apel. Fică, unde ai dispărut? A întrebat femeia îngrijorată. Totul e bine, sunt fericită, mi-a născut un fiu, tu și tatăl tău sunteți acum bunici și bunici, a spus Olga cu un glas vesel, ca să nu arate cât de mult îi este frică. Vrei să vin la tine? Unde ești acum? A întrebat mama. Nu, totul e bine, noi vom veni la tine, a promis fica. Înainte de a forma numărul, a crezut că va vorbi cu părinții ei și apoi se va duce la ei, dar dacă Ruslan mai avea dușmani, nu vor afla unde locuiește mama ei. Și tocmai în acel moment al conversației, această idee i-a venit în minte. Olga a stat și s-a uitat la telefon, nu știa cui să-i sune, nici rude, nici prieteni. În acest oraș nu avea pe nimeni. Pașca s-a ridicat chiar de pe canapia. Olga s-a apropiat de noptieră, pe care se afla telefonul, acolo era întotdeauna agenda telefonică a lui Ruslan. Ea nu a deschis-o niciodată, dar el a căutat acolo numere. Valentin Grigori, Dima, a răsfoit pe alfabet. Pașca a format rapid numărul, dar în receptor erau doar semnale lungi. Olga a oftat și a pus receptorul jos, dar după o oră a format din nou numărul tânărului, apoi din nou și din nou, dar nimeni nu i-a răspuns. Pașca, unde ești? A vorbit cu vidul. A trecut o lună, Pavel a sunat el însuși. Bună, el era parcă ascultat starea ei de spirit. Pașca, unde ai fost? A strigat ea la telefon. Pot să vin. A vorbit repede. Desigur, a plâns. Nu au mai vorbit la telefon. Într-o jumătate de oră, tânărul era la ea acasă. Ce s-a întâmplat? Unde este acum Ruslan? Ce a făcut? Și l-a lovit cu pumnii în piept și a plâns. Liniștește-te cumva, eu îți voi spune totul, el a dus-o în bucătărie, ca să nu vadă copilul cum se comportă mama lui. Cum pot să mă liniștesc dacă s-a întâmplat așa ceva? Stau aici închisă, pe stradă nu mă arăt nasul, ea încă plângea. Și faci bine, Pavel, la fel ca odată Ruslan, s-a apropiat de fereastră și s-a uitat în jos. Cine e acolo? A strigat Olga. Nimeni, s-a întors el spre ea, atunci ce cauți? Nu putea să nu strige. Olga, te rog, liniștește-te, să vorbim calm, a luat-o de umeri. Acum i-a mers, s-a spălat pe față în bucătărie, s-a întors fără lacrimi, dar vocea îi tremura încă. Ruslan a ajuns într-o situație proastă. Nu voi spune în care mai puțin știi, mai bine dormi, dar tu trebuie să pleci de aici pentru o vreme. El stătea în fața ei și o ținea de mână. Unde? Nu înțelegea ea. Am închiriat un apartament într-un sat vecin, trebuie să trăim puțin acolo. Acolo a încercat să-i privească în ochi. Ea singură, de ce vrei? Voi veni, a vorbit foarte calm. Bine, Olga îi se părea că nu mai are viață, pentru că nu avea pe nimeni alături care să o susțină și să o ajute. Atunci, făte gata, el s-a apropiat din nou de fereastră. Fata a strâns lucrurile fiului ei, s-a întors spre Pavel. Gata, el vedea că nu era în ea, poate din cauza isteriei care îi trecuse recent da, a privit pe fiul ei, pe care tânărul l-a luat în brațe. Atunci au plecat. Au coborât pe stradă, s-au urcat în mașina care stătea la colț și au plecat. Pavel a dus-o acolo unde spusese, era un mic căsuță în exterior. Părea neobservată, la fel ca multe altele, dar în interior era totul cum se cuvine. Dragă, trebuie să locuim aici puțin, un an sau un an și jumătate, a spus el din nou, stând în fața ei și privind-o în față. Nimic nu e puțin, a zâmbit ea. Voi fi alături de tine, promit, s-a ridicat și a îmbrățișat-o. Așa făcea întotdeauna și Ruslan. Bine, aici sunt alimente, a spus ea, ridicând capul. Da, a spus Pavel, conducând-o în bucătărie. A deschis frigiderul și toate dulapurile. Nimic nu e, pregătiți-vă de război. A spus Olga când a văzut că erau pline de cereale, conserve și alte alimente. Nu trebuie să ieși încă, a spus el, punându-și degetul pe buze. Am înțeles, nu mai era la fel de pierdută ca înainte. Atunci stați aici, iar eu plec. Voi fi în curând, a sărutat-o pe obraz și a ieșit din căsuță. Olga a închis ușa și a plecat să se ocupe de noua casă. Se pare că acolo tocmai fusese făcută curățenia, pentru că peste tot era curat. Atunci Olga a decis să gătească ceva de mâncare. Dar ce facem noi doi, fiule? S-a întors ea și a văzut că Dima se târa spre ea. Băiețelul încerca să se ridice și o făcea deja de-a lungul peretelui. În casă era tot ce era necesar pentru viață, așa că Olga nu avea nevoie să iasă de acolo. Da, și nu voia. Când îi cădea în ochi fotografia lui Ruslan, Olga începea să plângă atât de tare. Se putea crede că soțul ei murise, dar nu putea face nimic cu ea. Au trecut trei săptămâni când au bătut în ușă. Inima i s-a repezit. Cine e? A zis ea, mergând spre ușă. Olga, sunt eu, Pavel, a răspuns oaspetele. Mai speriat, a spus ea, deschizând ușa. Îmi pare rău că nu am fost la tine de atâta timp. Probabil că produsele s-au terminat deja. A spus el, intrând înăuntru cu mai multe pachete mari. ce asta? Ai destule pentru încă un an, a râs ea. Se pare că ți-e mai bine, a zâmbit și el. Da, am început să tricotez. Știi cât de mult mă calmează. I-a arătat ea diferitele lucrări pe care le învățase să le facă încă nu se pricepea foarte bine, așa că majoritatea erau eșarfe. Trebuie să iei una, a încercat el din nou să o susțină. Gata, nu mai trebuie să faci asta. Nu ești obligat, i-a dat ea o palmă pe umăr. Totul este bine. Ruslan a fost prietenul meu, Pavel a continuat să facă ceva, iar Olga a încremenit. De ce a fost? L-a privit în față. Nu, totul este bine. Doar că acum nu este alături de noi, s-a grăbit el să spună. Spunem adevărul, a fost dus, era inconștient, a pronunțat Olga. De ce ți-e nevoie de asta? El nu ar fi vrut ca tu să știi asta, a spus Pavel, lăsându-și capul în jos. Spunem, a insistat ea. Probabil că soțul tău va fi închis, iar pedeapsa va fi lungă, a spus el cu un suspin. Așa și știam, a spus ea, acoperindu-și fața, dar de data aceasta nu i-a venit să plângă. Olga, totul va fi bine, a spus el, îmbrățișându-o de umeri. Da, știu, a spus ea, luându-și mâna și îndepărtându-o. Îmi pare rău, a spus el, stânjenit. După aceea, Pavel a început să vină la ea aproape în fiecare zi. Îi aducea flori, o curta, îi făcea cadouri și lui Dima. De ce faci toate astea? L-a întrebat ea. Țini place, de ce să-ți pierd tinerețea? A spus tânărul, fără să mai ascundă nimic. Pavel, nu pot, am un soț, a spus ea, întorcându-se de la el, pentru că ca prieten o mulțumea, dar în ultima vreme observa că se purta altfel. Și ce dacă vei merge din nou și vei deveni soția șefului? A spus el, așezându-se pe canapea. Ea a făcut ochii mari. Credea că el nu spune nimănui. Nu, a spus ea, aplecându-și capul. Cât de mult nu știa despre soțul ei. El ți-a scris vreun mesaj. A mai întrebat el. Nu, a spus ea, clătinând din cap. Pare că ești la un interogatoriu, a spus el, zâmbind. Nu, deloc, a spus ea, foarte încet. Atunci despre ce să vorbim? A spus Pavel, foarte sigur pe sine. Totuși, ești prietenul lui, a spus Olga, care nu putea să facă un asemenea act de trădare. Au stat în acel sat timp de opt luni. După aceea, Pavel a spus că totul s-a calmat și Olga s-a întors în apartamentul pe care, așa cum s-a dovedit, soțul ei îl cumpărase în timp ce ea era în spital și chiar îl înregistrase pe numele ei. Probabil că știa că vor fi probleme. Atunci a înțeles că va fi greu singură. Anterior era întreținută de soțul ei, apoi, când stătea în sat de Pavel, iar acum. Bună, cum te descurci? A sunat-o Pavel. Bine, vin acum, a spus Olga, sperând că Pavel va gândi la ea. Da, sigur, a răspuns el. Olga a fost în bucătărie în câteva minute. Astăzi este vreo sărbătoare? a întrebat tânărul. Nu, am vrut doar să stau cu tine și să vorbim, a spus ea, timidă. El a ridicat o sprânceană. De ce nu? Să fie romantic. Dacă ar fi luminat, ar fi văzut cum îi ard obrașii. Bine, a spus Pavel, deschizând o sticlă de șampanie și turnând în pahare. Au luat fiecare câte o înghițitură, apoi au tăcut. Tânărul bărbat o privea pe femeie, care îi plăcea foarte mult știi când am început să te observ? A întrebat el. Nu, a răspuns ea, cu obrașii încă roșii. La cabana de la țară, după nunta voastră. Nu înțelegeam cum un om atât de dur, ca Ruslan, a putut să te seducă pe tine. A luat-o de mână. De ce nu înțelegeai? Nu știu, Olga. Ești atât de delicată, atât de sensibilă. A sărutat-o pe dosul palmei, Păi, tu ce crezi, Pavel, că ar fi corect? A întrebat ea, referindu-se la relația lor. Cred că Ruslan va înțelege totul. A apropiat scaunul lui de al ei. Mie mi se pare ciudat, a spus Olga, stând în picioare. E în regulă, nu te grăbesc. Mai întâi trebuie să divorțezi, apoi vom vedea ce facem. A evitat să o privească în ochi. Nu m-am gândit că va trebui să divorțez, a spus ea. Nu vrei să ne oficializăm relația în viitor. A fost surprins Pavel. Nu știu. Se părea că seara fusese stricată de toate aceste discuții. Bine, hai aici, nu trebuie să ne gândim la asta acum. A tras-o pe Olga la el și a așezat-o pe genunchi. Începând de atunci, Pavel venea la colega lui în fiecare zi. La început erau doar sărutări și îmbrățișări. Dar după șase luni au început să trăiască împreună ca o familie. Tată, vină, Dima fuge după tine. A strigat băiatul. Olga se uita la copil. Dacă nu te deranjează, nu mă deranjează nici mie, a spus ea. Desigur, a răspuns Pavel, ridicându-le pe băiețel pe genunchi. Se uitau la ceva într-o carte. Nu ai divorțat încă. A întrebat-o el într-o zi. Ascultă, nu înțeleg ce e așa rău, a spus ea. Uneori, noaptea, Olga se gândea la motivul pentru care Ruslan nu-i scria. Pe de o parte, îl înțelegea. Poate că nu voia ca soția și fiul să se îngrijoreze, dar, pe de altă parte, ea știa totul despre el. De ce să nu-i scrie, el ar fi sprijinit. Nu totul e în regulă, spunea Pavel, dar nu era adevărat. Nu voia să se certe, așa că nu insista. Acum, când trăiau împreună, Olga vedea că Pavel era la fel ca Ruslan atunci când pleca de acasă. La un moment dat, avea mult bani, apoi nu-i mai ajungeau pentru nimic. Pavel spune adevărul, de ce ai nevoie de asta? a întrebat ea la micul dejun. Nu vreau să se repete ce s-a întâmplat cu Ruslan, pur și simplu nu aș putea suporta, a spus ea sincer. Îți promit că nu te voi lăsa niciodată, și dacă se va întâmpla ceva rău, voi veni întotdeauna în ajutorul tău, a sărutat-o el. Îți cred, se lipea de el cu obrazul. Dima mergea la grădiniță, venea mereu acasă cu vânătăi. Ce s-a mai întâmplat? Îl întreba Olga pe fiul ei. Ei ce mă iau un râs, se încruntă băiatul. Ce spun? Era interesată mama că tata e la închisoare, își încrucișă brațele la piept. Dar vezi, iată ți tată la casă, de ce să crezi bârfele altora? Îi arăta ea pe Pavel, care nu se implica în creșterea lui, de teamă să nu facă ceva greșit. Când la grădinița lui Dima a fost serbare de absolvire, iar în septembrie trebuia să meargă la școală, Olga a decis să meargă la părinții ei. Vrei să vii cu noi? L-a întrebat ea pe Pavel. Dacă luați, îl tachina pe dimineață, a răspuns el. Desigur, de ce să întreb? S-a apropiat de ei. Au planificat când va avea loc totul. După aceea, Olga a sunat-o pe mama ei, ca să nu fie o surpriză. Doamne, fică, câți ani au trecut? A auzit Olga că mama ei plângea. În weekend, toată familia s-a urcat în mașină și a plecat. Pavel, îmi poți face o favoare? S-a întors fata spre el. Desigur, de ce întreb? A pus el mâna pe genunchiul ei. Mama va pune multe întrebări, ea nu știe cu cine și unde am plecat, poate doar să presupună. Așa că hai să spunem că tu ai fost și tu acel soț de după Vlad. Dacă nu spunem, imaginează-ți câte întrebări vor începe, spunea aceste cuvinte, dar ea se uita în față. Desigur, așa vom spune, a fost de acord el cu ea. Când se apropiau de casa unde locuia fata, pe ochii ei îi se adună lacrimi. Dragă, ce ai? A privit Pavel pe iubita lui. Nu știu, o oarecare nostalgie, a dat ea din umeri. Mamă, cine locuiește aici? a întrebat fiul din spatele scaunului. Bunica s-a întors, ea a vrut să-l sărute, dar el s-a îndepărtat. Nu mai sunt mic, i-a spus el. Dar hai să mergem. A ieșit din mașină, a ajutat-o pe Dima. Pavel a scos totul din portbagaj și au pornit spre intrare. cine e acolo? S-a auzit dincolo de ușă. Fica, a spus Olga. Femeia a deschis ușa și a rămas nemișcată. Nu știa pe cine să îmbrățișeze primul, dar totuși și-a strâns fica la piept. Bună, bunică, a spus Dima. Ce mare ești deja, s-a plecat ea și l-a îmbrățișat și pe el. Bună ziua! În sfârșit a venit rândul lui Pavel, el i-a oferit femei flori. Ce stați aici? Intrați, acolo tatăl așteaptă deja, a trecut ea în adâncul apartamentului. Oh, mă gândeam că o să murim și nu o să-i vedem pe fiică și nepot, a mers spre el un bărbat. Când toți s-au salutat și s-au îmbrățișat, au mers în camera în care era un mare masă pusă. Olga a simțit imediat cum îi trec fiori pe spinare când a văzut camera. Ce s-a întâmplat acolo? a întrebat-o tatăl ei, care era deja așezat în capul mesei. Nu știu, m-am gândit la ceva, nu a putut să mintă ea. Cine amintește de trecut nu va termina niciodată, a spus el. Bine, am înțeles, a râs fata și s-a așezat la masă s-au văzut atât de mult timp, încât nu au făcut altceva decât să vorbească și să vorbească. Pavel și tatăl ei au ieșit de câteva ori pe balcon, iar mama și fiica au vorbit neîncetat, ca niște păsări. La un moment dat, lui Dima i s-a făcut somn și a plecat la culcare, iar femeile au strâns masa și au mai stat mult timp în bucătărie. Oh, Olga, nu m-am gândit că viața ta o să se desfășoare așa, și-a pus mama mâinile pe piept, iar asta se întâmpla înainte să știe toată adevărul. Totul este bine, nu trebuie să te îngrijorezi, o liniști să fii ca ei. Și acum văd că sunteți bine, așa că nu mai este nimic de îngrijorat. Doar să veniți în vizită sau să-l aduceți pe Dima, au îmbrățișat din nou de o sută de ori în acea seară. Ce bine a trecut timpul, spuneau ei în drum spre casă. Da, ai părinți minunați, era de acord Pavel și eu o să mai merg la bunica, striga Dima. Desigur, râdeau părinții. Au ajuns acasă, totul era bine, Pavel, ca și înainte, pleca undeva, se întorcea uneori noaptea, alteori dimineața, dar Olga nu-i spunea nimic, doar să nu-l piardă. Cum era atunci Ruslan? La asta se gândea ea constant. Sunteți gata? A intrat Pavel în cameră, trebuia să meargă la serbare. Da, au strigat fiul și mama. Astăzi toată lumea era fericită și veselă, iar seara, bărbatul a invitat familia la un restaurant. Primul an de școală a trecut repede, a fost greu, dar Dima a încercat. S-a dus la bunica lui, așa că l-au trimis, iar Pavel și Olga au zburat în sud, la mare. În familie totul era bine, nimeni nu se certa niciodată, toată lumea se iubea. Uneori, Olga se uita la fiul ei și vedea în el pe Ruslan. Nu i-a spus niciodată despre tatăl său adevărat. Se gândea că timpul va veni. El va întreba, iar ea îi va spune. În fiecare vară, băiatul mergea la bunica lui, care la Dora. Până în clasa a cincea, Dima chiar îi plăcea, dar apoi a început să facă mofturi. Mama și tatăl nu insistau să petreacă toată vara la bunica poate să meargă și o lună, așa au ajuns la un compromis. Băiatul a fost de acord. Astăzi dimineața trebuia să meargă la serbare, dima trecuse deja în clasa a șaptea. Pavel nu a sunat, striga din cameră mama. Nu, nu a sunat, îi răspunse fiul ei. Era ciudat, el nu putea arata așa ceva. Olga nu înțelegea unde era. Nimic grav, mergem singuri, s-a apropiat de ea fiul. Ce mare ești deja, l-a sărutat ea în cap. A pus pantofi, băiatul și-a pus cizmele, și-a luat rucsacul, mama a luat florile, au ieșit din apartament. Până la școală nu era departe, așa că au ajuns repede. Dar nu merge mai departe, l-a oprit ea lângă poartă. De ce? A făcut o față surprinsă băiatul. Pentru că ești deja în clasa a șaptea, a spus ea cu seriozitate. Bine, a zis el și a plecat. A văzut părinții lor, care stăteau chiar acolo. Pavel nu a apărut la serbare, iar seara nu a fost acasă. Olga era nervoasă, i-a sunat, dar telefonul era indisponibil. "Te rog, sună-mă", răspunde, îi cerea ea, uitându-se la telefon, dar el tăcea. A trecut o lună, iar bărbatul nu se întorsese. Olga se temea să se adreseze autorităților, pentru că bărbatul era implicat în criminalitate. Ea începuse să creadă că se întâmplase același lucru ca și cu soțul ei. Mamă, de ce ești așa tristă? S-a apropiat de Iadima în timp ce se pregăteau pentru sărbătorirea anului nou. Unde este Pavel? De ce nu este cu noi? Ea se uita la bradul pe care voia să-l împodobească. – Hai să mergem afară, să mergem în piață, să vedem marea și beculetele, a invitat-o Dima. – Hai, a spus cu un gest din mână Olga. – De ce ar trebui să sufere, dacă are un fiu care nu are nevoie de starea ei de spirit deprimată? Au ieșit din apartament și chiar când i voia să închidă ușa, cineva a împins-o înapoi. – Mamă! A apucat să strige Dima, înainte ca ușa să se închidă în nasul lui. El a rămas pe palier. În fața ei era fața înfuriată a lui Ruslan. Ce faci tu aici? A încercat să se elibereze din mâinile lui. M-am întors acasă, iar aici locuiește soția mea, care se bucură, se încruntă el. Ce vorbești? Ochii ei erau mari de groază. Te temi? A râs el. Ruslan, ești nebun, glasul ei tremura. Bine, trăiește, el a împins-o. După aceea a deschis ușa. Băiatul tot timpul se bătea în ea. Cine ești? A alergat el în apartament, văzând că mama lui stă pe podea. Dima, tu ce? El a întrebat cu un alt glas. El se uita alternativ la femeie și la bărbat. Da, Dima, e adevărat, a confirmat Olga. Tu ai spus că băiatul s-a oprit. Ruslan s-a apropiat de soția lui, cu un singur gest a ridicat-o de pe podea. Dar ce, Olga, cine e gata, soțul din închisoare s-a întors, a spus el cu o ușoară ironie. Da, acum a mers ea în bucătărie pe tălpi. În cap avea atâtea gânduri, încât nu putea să se concentreze. Femeia a decis să se comporte natural, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. I-a încălzit ce era preparat, a împărțit în farfurii, l-a chemat pe soț. O, oh, 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 nimic de spus, la restaurant, el și-a frecat mâinile și s-a așezat. De ce te comporți așa? S-a așezat ea vis a -vis. De ce mănânc așa? A început el să mănânce. Ca și cum eu aș fi de vină pentru ceva, a spus ea și ea a început să mănânce cu furculița în salată. Și cine este de vină? A ridicat el ochii spre ea. În acea seară ai venit, nu ai explicat nimic, apoi te-au luat, ce să credeam, de ce nu mi-ai scris. Olga a început să plângă. Și ce aș fi putut să-ți explic? Totul a fost spus lui Pavel, care apoi te-a luat, a spus el cu o voce încruntată. Ruslan, am suferit și mi-a fost frică, iar Pavel mi-a ajutat, a încercat ea să-i explice totul ca să nu se mai încrunte. Pot să crezi că mie mi-a fost vesel acolo. A oftat el și a continuat să mănânce. Ce vrei să faci acum? Abia a reușit să-și pună întrebarea. Nimic, m-am întors la familia mea, acum vom trăi ca înainte, a zâmbit el. Gândești că va funcționa ca înainte. În interiorul ei totul clocotise. De ce nu? Și-a ridicat sprâncenele, ca și cum ar fi fost surprins. Ruslan, iartă-mă, nu știam ce să fac, eram doar o femeie slabă cu un copil în brațe, așa că m-am lăsat ispitită, a ales ea o altă tactică. Dar totuși m-am întors. Acum familia este reunită. Vom trăi, vom crește fiul, el s-a uitat în coridor, băiatul nu era nicăieri. Bine, a zâmbit Olga. Ea a crezut că nu este bine să încingă atmosfera, timpul va trece și totul se va rezolva de la sine. Și unde este noul tău iubit? A înghețat bărbatul, el aștepta răspunsul. Nu știu, a fost o minciună curată. Așa este bine. Probabil știa că mă voi întoarce, a râs Ruslan. În acea noapte, Olga i-a cerut soțului să o lase să doarmă cu fiul ei. El a fost de acord, dar doar în acea noapte. Mamă, a șoptit Dima, când au stins lumina. Ce dragul meu! Ea înțelegea că băiatul avea multe întrebări. Ce va fi cu noi acum? Vocea lui tremura. Totul va fi bine, i-a mângâiat ea pe cap. Dimineața, femeia s-a grăbit să se trezească mai devreme, ca să pregătească micul dejun. Nu voia să-i supere pe nimeni. Ce așa frumos s-a ridicat și totul este gata, a spus el fericit. Soțul a venit în bucătărie, nu trebuie, ea nu s-a întors spre el. Olga mea s-a apropiat el și-a îmbrățișat pe la spate. Ce faci, Dima va vedea, a încercat ea să-l împingă. Doar încearcă să te mai împotriviți odată, i-a spus el furios, direct în față. Am înțeles, s-a întors ea din nou la aragaz. Olga a plâns în tăcere, în timp ce Ruslan o săruta pe gât. M-am trezit și m-am spălat, am intrat în bucătărie. Dima a intrat în bucătărie. Iar iubitul fiu s-a întors către Dima. Nu te apropia de mine cu o față rea, a spus băiatul. A văzut că urmele degetelor bărbatului au rămas pe gâtul mamei sale. De ce ești atât de supărat pe mine? Tatăl se apropia de el. Oprește-te! A strigat Olga. Bine, doar glumesc de ce începeți. El și-a schimbat brusc starea de spirit, s-a așezat la masă. Așa a continuat toată ziua, iar noaptea, Ruslan a prins-o de mână când ea mergea în camera lui Dima. Unde a fost soțul meu atât de mult timp? L-a întrebat pe Dima. Te-ai dus aproape 13 ani, trebuie să mă obișnuiesc. Ea i-a privit în ochi, a crezut că asta îl oșa, dar nu a funcționat. El a aruncat-o pur și simplu pe pat. Olga s-a rugat doar ca fiul ei să nu intre în acel moment. După toate acestea, bărbatul pur și simplu s-a întors și a dormit. Olga a mers la baie, a stat acolo câteva ore. După aceea a ieșit și s-a îndreptat spre Dima. Mamă, el te-a bătut. A întrebat fiul. Nu, totul este bine, i l-a strâns la piept. În acea noapte, femeia a crezut că data viitoare va chema poliția și îl vor lua. Dar apoi a venit gândul că dacă nu va avea timp, ce le va face el. Astăzi dimineață, Olga a văzut că nu-i pasă de nimeni, nici de ea, nici de fiul ei. Ruslan, astăzi este anul nou, hai să nu te mai comporți așa, l-a rugat ea dimineața la micul dejun. Bine, dacă vei fi cu minte, a zâmbit din nou la ea. Olga a crezut că probabil a fost bătut și că acum îi era ceva în neregulă cu capul, așa că se comporta așa. Dima, hai să împodobim bradul, l-a chemat mama pe fiul ei după amiaza. Bradul stătea în camera lor de la acea seară. Bine, a alergat băiatul la mamă. Toată ziua, Ruslan nu a fost acasă, ceea ce a fost o mare ușurare. Mamă, de ce nu te plângi bunicii? A întrebat Dima. Tu ce, nu poți face asta în niciun caz. Ea se va întrista foarte mult, a pus un deget pe buze. Bine, cât timp vom mai suporta asta? A luat o jucărie, iar când nu a auzit un răspuns, s-a întors spre mamă. Fiule, îmi pare rău, nu știu, a început ea să plângă. De ce păstorul nu vine la noi? Și el îl teme și pe el, nu înțelegea băiatul. Cred că i s-a întâmplat ceva, a șters lacrimile. Și în asta este și vina lui, fiul ei îl numea doar așa pe Ruslan. Știi ce am inventat, hai să strângem lucrurile, am bani, să închiriem un apartament și să plecăm de la el. Ochii olgăi s-au lărgit chiar și mai mult. De ce ai tăcut dimineața? Când el a plecat, Dima s-a repezit în camera lui, dar nu au reușit să facă nimic. A venit acasă soțul și tatăl, care nu era deloc în afara minții. Oh, familie! Aicnit el. Trebuie să dormi, l-a rugat Olga. Bine, doar cu tine, a răspuns el. A luat-o de mână și au mers pe canapea. Dimineața a fost atât de supărat pe mamă, dar și pentru că nu putea face nimic. Ruslan s-a prăbușit pe pat, a tras-o pe Olga după el și ea nu s-a opus. Era într-o stare atât de avansată încât a dormit imediat. Ea a mai stat puțin culcată, apoi a plecat înapoi la fiul ei. Nu, Dima, nu vom merge nicăieri, l-a îmbrățișat ea. El ne va găsi peste tot și acolo va fi și mai rău. El nu te va ucide. Acesta a fost cel mai înfricoșător gând pentru mamă. Sper că nu. A crezut că singură și-a creat o asemenea viață. În seara aceea, Olga și Dima stăteau la masă, așteptând să bată clopotele. A fost exact în acel moment când s-a trezit capul familiei. Bine, așa că voi sta cu voi, a spus el cu voce gătuită. Olga i-a turnat șampanie ei și lui, iar lui Dima i-a turnat sifon. Sub bătăile ceasului, Ruslan a ridicat paharul, i-a aruncat o privire soției sale și a băut. După aceea, a plecat din nou la culcare. Femeia și băiatul au eliberat un oftat de ușurare. Vacanța de Crăciun a trecut mai mult sau mai puțin liniștit. Ruslan a sărbătorit toate acele zile, așa că nu a avut timp pentru nimeni. Pur și simplu stătea câteva ore în bucătărie, apoi dormea. Olga și Dima puteau ieși neîngrădiți în stradă, să se plimbe și să se întoarcă. De ce nu moare? Au spus ei într-o zi când intrau în bloc. Fiule, așa nu se vorbește, i-a șoptit mama. Dar așa se poate proceda cu noi. S-a apropiat de a izbucni în lacrimi, deștept de mult nu mai făcuse asta. Totul e în regulă, a spus ea, atât de obișnuită cu acel cuvânt încât acum îl spunea constant. Au intrat în apartament, era liniște, Olga a trecut în camera lui Dima. Acum petreceau cea mai mare parte a timpului acolo. Mănânc, vreau, i-a arătat ea fiului. Ea a ieșit din cameră și a mers în bucătărie. Unde erai? A întrebat-o soțul ei, care se ținea de perete. Ruslan, te rog, du-te la culcare, l-a implorat ea, cu mâinile împreunate. Ce? A strigat el în tot apartamentul. Te rog, a plâns Olga. Ce mă ceri? a întrebat el, încruntându-se. Să ne lași în pace pe mine și pe Dima, s-a întors ea, fiul ei era în cameră. Du-te dracului, a lovit-o el peste față. Olga a fost aruncată și s-a lovit de perete. Nu mai să-i atingi, Dima a văzut totul, îi era atât de milă de mamă. Stătea și, -și strângea pumnii, dar nu putea face nimic, pentru că se temea de el. Du-te în camera ta, înainte să te lovesc, a strigat la el tatăl. După aceea, el a trecut pur și simplu peste soție, a mers la bucătărie și apoi s-a întins din nou să doarmă. Mami, a șoptit Dima, mami. Ea a venit în fire. Acum sunt la poliție, spuse el, gata să o facă. Nu, nu trebuie, a reușit ea să se ridice, dar îi era greață. După aceea, Olga s-a întins pe pat, iar fiul ei i-a adus un prosopumet pe care l-a pus pe cap. Îți promit că mâine plecăm, a spus ea, neputând să se mai expună pe ea și pe fiul ei la pericol. Îți cred, mami, a spus el, aplecându-se asupra ei și plângând nu-i nimic, dragul meu, totul va fi bine, a spus ea, cu lacrimi în ochi, dar nu voia să îi le arate copilului. În acea zi, Olga a instalat în camera lui Dima un ștachet pe care l-a luat de pe ușa toaletei. Crezi că ne va ajuta? A întrebat copilul îndoielnic. Nu știu, a răspuns Olga, care nici ea nu era sigură, dar măcar era o oarecare protecție. În noaptea aceea, Olga a numărat banii pe care i-avea erau suficienți pentru a închiria o garsonieră pentru câteva luni. A strâns o geantă în care a pus strictul necesar pentru ea și fiul ei, inclusiv documentele. După aceea a intrat în cameră, s-a închis și s-a așezat în fotoliu. Mami, de ce nu te culci? A întrebat Dima. Nu pot, mă doare capul, a spus ea. În noaptea aceea, Olga a auzit că Ruslan s-a ridicat, dar nu s-a apropiat de ușile lor. Când ceasul lui Dima a sunat, Olga a tresărit. Dima, trezește-te! L-a împins ea pe fiul ei. S-au îmbrăcat, au ieșit din cameră și, când au fost în hol, a apărut Ruslan. Unde te duci? A întrebat el, sprijinindu-se de pervaz. Olga l-a privit, încercând să determine în ce stare se află. La plimbare, a spus ea și a zâmbit. Iarăși nu te-ai plimbat suficient a strigat el, apucându-i o de palton. Las-o pe mamă! A strigat Dima. Tu taci din gură! I-a spus el, făcându-i ochi mari și privindu-le pe fiu. Dima a fugit, după cum au presupus toți în camera lui. Ruslan, las-o! A cerut Olga, crezând că aceste izbucniri de furie apar și dispar. Ce mă tot convingi? Las-o! a strigat el ridicând-o în aer și aruncându-o la podea. A fost dureros. Olga a crezut că chiar pentru o clipă și-a pierdut cunoștința. Nu e de ajuns să o lași, dar mai și o lovești. A strigat el, după care a dat-o cu piciorul. S-a îndepărtat de ea, iar băiatul a ieșit din bucătărie, cu un cuțit în mână. Ah, tu vrei pe mine! A spus el, mergând spre fiul său. În acel moment, Olga a revenit în fire. A scuturat umer așa, care a căzut direct pe soțul ei. Ce, toți sunt împotriva mea. S-a întors el. Fiule, du-te în cameră și închide-te acolo. A încercat să strige mama, dar din gâtul ei ieșea un fel de gâfâitură. Tu ce, încă nu ai înțeles. S-a întors el spre soție. Am spus să te dai deoparte. Nu s-a mișcat Dima, pregătit să fie atacat. Aha, acum o să mă ocup mai întâi de ea, iar apoi de tine, cățelule. A scuturat-o pe soție. Nu. Pe Olga s-au revărsat pumnii, ea închis ochii. Dima a alergat la tatăl său, dar acesta i-a smuls cuțitul din mâini și l-a împins pe băiat. Acesta a fost aruncat spre ușa camerei. Acum o să vă dansați. S-a apropiat din nou de soție, crezând că cu băiatul nu mai are ce face. Ea nu se mișca, așa că Ruslan a decis să facă o pauză și să meargă în bucătărie. Așa a făcut. Mama a deschis ochii, a văzut că fiul ei stă pe coridor și nu se mișcă. A început să-l strige, dar el nu se mișca. Ce strige acolo? S-a apropiat de ea Ruslan. Tu nu mai poți să te descurci cu nimeni, doar cu o femeie și un copil. Nu putea să-și deschidă complet ochii. Ce știi tu cu cine și cum poți să procedezi? S-a apropiat din nou. Nu, cred că ești un ticălos și ai fost întotdeauna așa. A văzut Olga că fiul ei s-a mișcat și acum se târăște spre camera lui, așa că trebuia să-l distragă pe bărbat. Da, niciodată nu am fost un ticălos, dar Pavel al tău, acela da. A scuipat el pe podea. Tu știi unde este? A întrebat-o soția lui. Păi, cum să nu știu, din cauza lui am avut atunci de suferit. Am ajuns la locul de întâlnire, nu ne așteptam ca ei să fie în armații. Când au început să tragă, Pavel a scos și el o armă. Unul a căzut, alții doi au fugit cu mașinile și au dispărut. Pavel striga, Pavel, Pavel. Dar acela nu mai era. Rănit, abia a ajuns acasă. Iar aici o ambuscadă. Nu e exclus ca prietenul cel mai bun să se fi străduit. El povestea totul cu o asemenea ură, încât salivă ieșea pe la colțurile gurii. Acum era clar că Tiani își ținuse această ură în sine și acum a decis să o exprime. Tu ai inventat toate astea, a vrut să-l scoată din amintiri Olga. Desigur, totul a căzut pe mine. Eu, ca prostul, nu am vrut să dau pe față. Credeam că prietenul meu m-a acoperit, dar el s-a apucat să se culce cu nevasta mea. Ochii se umflaseră de sânge. Mi-a fost frică, el mi-a ajutat, a țipat Olga. Acum va fi și mai înfricoșător, s-a plecat el peste ea și a prins-o de bărbie, ca atunci când s a întâlnit prima dată. Ruslan, te rog, a văzut ea că se apleacă și-a închis ochii. Ce ți-e frică? se amuza el. Niciodată nu aș fi crezut că în tine e atâta ură, a spus Olga cu atâta dispreț, încât chiar ei i s-a făcut scârbă. Și tu știi unde e Pavel al tău. I-a spus el în față. Ea nu spera că acum va auzi ceva bun. Da, îl mănâncă deja viermi. Crezi că am ieșit din închisoare și am venit direct la tine. Mai întâi l-am găsit pe el și am mers să vorbim curând și tu vei fi acolo cu el. El a pus brusc mâna pe gât și Olga a leșinat din nou. Ruslan a mers în bucătărie. A observat că Dima nu mai e în coridor. La început a vrut să intre la el, dar apoi a dat din mână, oricum nu se va duce nicăieri. Olga și-a revenit, a oftat, dar asta i-a atras doar atenția soțului. Dar toți ne-am dus, a spus el și a prins-o în brațe. În acel moment, Dima a auzit totul, dar nu putea să se ridice, pentru că era sub pat. Pur și simplu și-a acoperit fața cu mâinile și a început să plângă. Ruslan o târa pe Olga. Ea nu mai avea nicio putere să se opună. Simțea că au ieșit afară, iar apoi el a aruncat-o în mașină. Nu, nu în interior, ci în port bagaj. Femeia a simțit cum s-a lovit puternic la umăr. Frica i-a înțepenit toate mușchii, nu doar din cauza ei, ci și din cauza fiului ei. El a rămas singur. Ce se va întâmpla când Ruslan se va întoarce? Doamne, te rog, ajută-l pe Dima să aibă tot ce e mai bun. Se ruga ea în în timp ce mașina se mișca. Olga simțea că buzele îi se umflaseră, nu putea să le miște. Gemu, au mers mult, chiar a adormit din cauza leșinului. Și oboseala se instalase. Ce face acolo, întinsă? A auzit vocea soțului ei. El o purta din nou în brațe, dar se pare, era greu și a pus-o jos ca să meargă singură. Olga a simțit frigul zăpezii, dar a rămas tăcută, cu ochii închiși. Poate că avea ceva pe cap. Iartă-mă, șoptea ea cu buzele nemișcate. Dumnezeu să te ierte, a împins-o el înaintea lui. Olga plângea, înțelegea că acum bărbatul nu se va opri în fața nimănui. Știu ce se spune despre cei care au fost odată în locuri mai puțin îndepărtate, apoi vor să se întoarcă din nou acolo, a implorat femeia. Te rog, gândește-te la noi, la fiul nostru, cum va fi fără noi. Îl vor da la orfelinat, a implorat femeia. De ce fără noi? Mama a plecat la petrecere. Tatăl e acasă, nimic, va țipa și se va obișnui. Deși era greu să meargă, Ruslan zâmbea. Olga înțelegea că nu mai era un oraș, zăpada era multă. Soțul ei știa cu siguranță unde se duc sau nu-i păsa de nimic, era condus de furie. În cele din urmă, s-a oprit, el i-a tras jos ce avea pe cap. Acum Olga vedea că era un pădure, iar în jur doar o pânză albă și copaci. Ce groaznic! a exclamat el. A prins-o de bărbie. Da, ea se uita din nou în ochii lui negri. Știind că, dacă cineva mă jignește, se termină așa, a scos el o frânghe. Ce vrei să faci? A țipat ea cu un glas nepotrivit. Când mergea în mașină, femeia mai avea o speranță că acum Ruslan se va răzgândi, că pur și simplu vrea să o sperie, ca să fie dependentă de el. Dar acum vedea că totul nu era o glumă. Tu ce crezi? Am pins-o el. Ea a simțit spatele de un copac. Eu doar voi îngheța aici, tu ești un monstru. A plâns ea. Nu vei îngheța, nu vei avea timp să te mănânce lupi înainte. Cred-mă, știu că sunt mulți aici. El continua să-și facă treaba. Îți va reveni totul, i s-au terminat argumentele. Gândește-te cât de rău mi-a fost toate aceste ani. Olga avea impresia că Ruslan zâmbește, deoarece tot asta îi aducea plăcere. Scump, ai spus că mă iubești atât de mult, dar ce faci acum? Cred că nimic bun nu-ți va aduce acest gest, chiar dacă mă vor mânca lupii, nu îți voi da pace, te voi chinui toată viața. I-a țipat toate acestea, iar ei îi părea că ea însă și a înnebunit. Da, da, amăgește-te, a legat nodul. Ajutor! A strigat ea spre cerul nopții. Nimeni nu te va auzi aici, deși la câțiva kilometri distanță nu există nimeni și nimic, doar tu și natura. El a luat-o din nou de bărbie. Salvează-mă! A strigat Olga cu tot din adinsul. Taci din gură! El a lovit-o și așa pierdut cunoștința. Olga nu știe cât timp a stat în stare de inconștiență. Ea s-a trezit din cauza frigului, picioarele ei erau înțepenite de crampe, în gâtii se blocase un țipăt. Ajutor! Am învârtit capul, dar nu a putut vedea nimic. Femeia a început să plângă, ea înțelegea că cu țipetele ei nu va obține nimic bun, ci doar va face mai rău. Dacă aici există animale despre care vorbea soțul ei, atunci ele deja au auzit-o. Iar acum era iarnă, cel mai probabil, lupii în acest moment sunt foarte flămânți și furioși. A început să ne cânte, dar buzele nu i se mișcau, fiindcă erau însângerate și învinețite, și era și foarte fric. Duvă de aici. Ea simțea prezența cuiva, sau poate că îi se părea. Și în acel moment a văzut o strălucire a ochilor, înăuntru totul s-a strâns. Olga și-a imaginat cum acum această turmă va ataca-o, lupii se închidea un cerc. Asta i-a reținut o frază dintr-o carte. De fapt, ea a văzut doar doi, și apoi a auzit un fluier și i s-a părut că a văzut o lumină. – Ajutor, sunt aici! A început să scoată niște sunete. Oanei se părea că țipă foarte tare. De fapt, din gâtul ei ieșea doar un șuierat. Olga a văzut cum animalele s-au repezit în lateral, când acolo, unde era ea, a apărut încă unul. El s-ar putea spune că lătra, dar o făcea într-un mod neobișnuit. Ea a rămas uimită. I se părea că ea deja nu mai era acolo, pentru că așa ceva nu putea fi. Animalele parcă s-ar fi luptat pentru pradă. Olga a auzit vocea lui Pavel. În acel moment, femeia a crezut că totul s-a terminat, ea nu mai era. Nu a simțit nimic, pentru că era foarte fric. Și atât de mult adrenalina a fost eliberată în sânge, ea și-a pierdut din nou cunoștința. Iubita mea, îți amintești, ți-am spus mereu că voi veni în ajutor. Orice s-ar întâmpla cu tine, ea l auzea printr-un fel de ceață. Pașa a vrut să se atingă de el. Dar în ultimul moment și-a retras mâna, pentru că înțelegea că asta era doar un vis. Iubita mea, trezește-te! Vocea lui era oarecum neclară și suna de undeva departe. Olga a simțit căldură, i-a gemut și apoi a deschis ochii. Se uita în jur, era o casă, pereții erau din lemn, tavanul era văruit. Ruslan A strigat ea, ea a crezut că chinurile ei continuă. El s-a înmuiat, a dezlegat-o și acum a adus-o aici. Olga, te-ai trezit. În camera a intrat Pavel. Nu poate fi, sunt moartă sau dorm. Femeia s-a ciupit pe sine, a vrut să se ridice, dar nu a putut. Picioarele o dureau, Liniștete, sunt eu!" a spus el, așezându-se pe marginea patului. Cum e posibil?" A luat mâna lui -a ei, a dus-o la obrazul ei și a izbucnit în plâns. Se pare că creierul lui Ruslan s-a atrofiat atât de mult, încât a decis să ne aducă pe toți într-un singur loc," a spus el și a sărutat-o pe păr. Unde erai? De ce nu ai venit la noi, nu ne-ai protejat?" a izbucnit din nou în plâns, obrașii începând să o usture. Nu am putut, dar acum nu e vorba despre asta, trebuie să te dau cu un unguent. El a atins din nou locul unde o ardeau obrașii. Ce mi se întâmplă? A atins-o cu mâna ei în același loc, unde și el îi era dureros ca un arsură. Ai fața puțin degerată, dar picioarele au avut de suferit mai mult. Pavel a dat la o parte pătura, iar Olga și-a privit membrele erau roșii aprins. Nimic te-a face cu puțin, a mormăit ea și și-a pus degetele la nas. E un unguent foarte bun. Grasimile de bursuc ajută la orice boală, i-a arătat el borcanul, în care mai rămăsese foarte puțin. Pavel, ce faci tu aici? Cum ai găsit? I s-a mai ușurat mult când picioarele și fața ei au fost unse. Olga îți voi spune totul, dar puțin mai târziu, ești încă prea slabă, nu ești pregătită. El a pus-o din nou în pat. Lupul a făcut ochii mari și a privit undeva în spatele lui Pavel. Ce? S-a întors și într-adevăr, la ușa camerei stătea un lup, dar nu chiar așa. Îmi e frică, nu putea opri groaza care o cuprinse. Nu te teme, e un lup, a făcut el un gest, iar animalul s-a apropiat, ce sunt într-o poveste? A privit-o pe bărbatul ei cu ochi mari. Nu, e chiar un lup, doar că domesticit, i-a ciufulit urechile. După aceea, Pavel a plecat undeva, dar s-a întors repede cu un platou în mâini, pe care se afla o ceașcă cu terci și un ceai. Olga a simțit că nu mâncase nimic de mult. Nu trebuie, i-a luat lingura din mână când el a vrut să o hrănească. Atunci mănâncă singură, a dat el din cap și s-a așezat lângă pat. Dima, după ce a mâncat o lingură, i-a ridicat brusc ochii la bărbat. Și el e încântat. El a rămas acasă, a vrut să-și pună lângă ea farfuria, dar Pavel nu i-a permis. Cred că fără tine, băiatul ei va fi neinteresant, i-a făcut el un gest să mănânce. Doamne, cât va dura toată asta? Terciul era foarte gustos, femeia a mâncat totul și a băut ceai. Trebuie să dorm, a ajutat-o el să se întindă și a acoperit-o cu pătura. Noi îl vom găsi, spunea ea despre fiul ei. Desigur, nici măcar nu te gândi la rău, a sărutat-o bărbatul. În seara aceea, când Olga era deja semnificativ mai bine, Pavel a uns-o din nou cu grăsime de bursuc. Ești atât de grijuliu, a spus ea, stând în pat. Poți să te ridici. I-a întins el mâna. Hai să încercăm, a fost de acord femeia. Olga s-a ridicat în picioare, iar Pavel a susținut-o în tot. Au ieșit din acea cameră și au ajuns într-o bucătărie mică. Aici era o sobă, mese, diferite bănci. Îți place? A așezat-o pe una dintre ele. Spunem deja totul ce aștepți, a cerut ea. Atunci, la sfârșitul lunii august, am plecat să cumpăr din mie. Cadou pentru 1 septembrie, a început să-și amintească el, în timp ce punea ceainicul, începea să aranjeze pe masă cești, farfurii și biscuiți. Ei bine, ce te-ai oprit din nou? I-aștepta continuarea. Am ajuns la magazin, am coborât din mașină, iar aici a apărut Ruslan. A apărut brusc, așa că m-am speriat puțin. Pavel înțelegea că dacă Olga îi cerea ceva soțului ei, atunci acesta i-ar putea spune totul din inimă. La mine la fel, a coborât ochii. Deci ne-am îmbrățișat, a spus că a ieșit recent, l-am felicitat. După aceea, am mers la un cafenea pentru a sărbători toate acestea. El a tăcut din nou. Îți este greu să-ți amintești sau ce? Acolo am stat aproape până la miezul nopții, iar apoi Ruslan a cerut să-l duc într-una dintre satele care se află lângă oraș. Pavel s-a uitat la femeie și a zâmbit. Înțelegea că tot ce va spune mai departe nu îi va plăcea foarte mult ei. Dar tu ai băut, a făcut ea ochii mari. Doar puțin. Am ieșit din unitate, am urcat în mașină, soțul tău părea normal, am plecat. Pavel a văzut că ceainicul a fiert, s-a ridicat, a început să toarne apă clocotită în cești. Dar hai să nu mai povestești cu astfel de pauze mari, l-a rugat Olga, ea nu mai voia niciun ceai, doar să afle ce s-a întâmplat atunci cu iubitul ei. Bine, el m-a arătat drumul, în fața noastră a apărut pădurea, m-am mirat, ce fel de sat poate fi în pădure, dar Ruslan m-a asigurat că acum o vom trece și totul va fi simplu. Aceasta este cea mai scurtă cale. S-a așezat lângă femeia pe care o iubea și a luat-o de mână și ați ajuns în această pădure, a ghicit ea. Nu știu ce legătură are acest loc cu Ruslan, poate că a fost adus aici în anii 90 la o întâlnire, dar faptul rămâne același, a spus el, aplecându-și ochii. Ce ți-a făcut? A întrebat Olga, punându-și palmele pe față. A cerut să opresc, a fost făcut, a coborât din mașină, eu după el. După aceea mi-a tras un glonț în mine. Pavel nu a privit-o în ochi, cum era chiar groaznic să-ți imaginezi asta. În picioare și-a ridicat pantalonii, pe fiecare picior avea un cicatrice. Dragul meu, i-a salipit de el. Și apoi a procedat la fel ca și cu tine, dar în cazul tău, fie ai fi înghețat, fie te-ar fi mâncat cineva. Eu aveam însă un băzit lipicios, de care nu te poți descotorosi, și dureri groaznice. Nu știu cât timp am petrecut acolo, am delirat, eram conștient uneori, alte ori nu, dar mi-a fost noroc. Olga avea impresia că plânge. La fel cum și mie, a spus ea, probabil că a fost de acord cu ea. Și cine te-a salvat? A așteptat continuarea. Un pădurar local în acea săptămână locuia aici, tocmai în această căsuță, trebuia să pregătească totul pentru iarnă. Iată că a venit, iar Polcan, acesta este propriul său lup, pe care l-am bălânzit odată. El m-a descoperit. Ce poate face un singur om? A amintit din nou de fiul ei. Da, bunicul Fedor m-a cumva aici, iar apoi a început să mă îngrijească timp de câteva zile. Eram în delir, mi se părea că mă aflu undeva într-o altă lume, iar bătrânul credea că suntem bandiți, că ne-am certat aici și mi-au inventat o asemenea execuție groaznică, a zâmbit bărbatul. Și apoi, de ce nu te-ai întors? a întrebat ea, așteptând cu nerăbdare acest răspuns. M-am temut, nu a uitat Pavel. E de înțeles, a spus ea, întorcându-se spre fereastră, o lacrimă i-a curs pe obraz am decis să locuiesc aici puțin, să creadă că am murit. Așa va fi mai ușor pentru toată lumea. Nu a atins-o pe Olga, înțelegea că și ei este acum greu. La ce despre mine, nu te-ai gândit, a pus întrebarea principală. Desigur că m-am gândit în fiecare zi, dar în primul rând, nu puteam să mă ridic, iar în al doilea rând, cu ce aș fi putut ajuta. La urma urmei, noi nu suntem nimic unul pentru celălalt. În acel moment, îi dorea atât de mult să o ia în brațe, încât chiar și a închis ochii. Și unde este acum acest tău bunic Fedor? A decis să schimbe subiectul. În sat, probabil, a dat din umeri el. Când vom pleca de aici? A întrebat femeia. Nu ți-e frică? Pavel o privea de ce să ne fie frică de un singur nebun, de îndată ce vom fi în oraș, voi depune imediat o plângere împotriva lui și el, cu toate articolele sale, va merge acolo unde trebuie să fie. În ochii ei era atâta furie. Bine, de îndată ce picioarele tale vor reveni la normal, putem pleca imediat, i-a promis el. Ruslan a revenit acasă în acea seară. Erau udleoarcă, așa că primul lucru pe care l-a făcut a fost să iau baie. În timp ce era acolo, și-a amintit de Băiat. A ieșit, s-a șters cu un prosop, și-a pus un halat, a căutat toate apartamentul, dar Băiatul nu era nicăieri. "Hei, unde ești?" a strigat el, dar în schimb a fost o tăcere zdrobitoare. Se părea că bărbatul era atât de calm, de parcă tocmai se trezisese și avea totul în regulă. "Bună," a sunat un număr de telefon. "Și ție să nu ți fie rău," i-au răspuns. Pot să-mi faci niște acte noi. A fost singura întrebare care îl preocupa acum pe bărbat. Prinde bani, totul va fi, i-au răspuns la telefon, iar apoi au venit scurte semnale sonore. Bani, bani, tuturor le trebuie acești nenorociți de bani. Stătea pe un scaun și se uita în jur. I-a atras atenția o geantă sport. Bărbatul s-a gândit că tocmai cu ea se pregătea să plece Olga. Olga a rupt la cătul, dar acolo erau doar haine. Știa că dacă ceva se va descoperi, va fi condamnat și va fi din nou acolo unde nu vrea deloc. Bărbatul s-a ridicat și a început să caute prin apartament. Voia să găsească bani sau ceva valoros. Acum nu mai avea nimic de pierdut. Ruslan nu înțelegea deloc ce făcuse. Dar ce avem noi aici? A intrat în colibă un bărbat cu părul cărunt. Iată-mi femeia mea, a zâmbit Pavel. Nu am înțeles, dar cum a ajuns ea aici? Se uita cu ochii mici din sub sprâncenele sale albe pufoase. Dede. La fel ca și mine, se uita la bunic, sperând că acesta îi va crede. Trebuie să punem capcane pentru acest nenorocit aici, a amenințat cel din urmă cu pumnul. Lasă-mă, el este supărat pentru ce am făcut noi cu el cândva, iar ea este soția lui legală, se plângea Pavel. Bine, băiete, calmează-te, totul va fi bine, a trecut bunicul prin bucătărie, Olga stătea și se uita la el. Bună, a spus ea încet. Se vede că frigul nu te-a cruțat, a arătat spre obrașii ei, care, se pare, fusese și ei cândva înghețate. Pavel mă ajută, a arătat spre borcanul cu grăsime de bursuc. Este bine, este bine, cel din urmă s-a așezat pe marginea băncii. Moșule Fedor, trebuie să plecăm de aici, a spus Olga. Acolo a rămas fiul meu. De obicei, în ultimele câteva luni, el îl căuta pe bătrân pentru sprijin. Am un transport, a spus cel din urmă cu viclenie. Mă vei ajuta! S-a bucurat Pavel. Desigur, a lovit cel din urmă pe genunchi. Hai cu mine! Au ieșit afară, au mers în direcția grajdului. Când au fost aproape, Pavel s-a oprit. Dar ce te-ai oprit? Bătrânul a luat cu o mână prelata care a târna de pe acoperiș. În clipa următoare, au tras de ea dată, apoi încă o dată. Când aceasta a căzut în fața bărbaților, s-a arătat ceva asemănător unui garaj, doar că rece. Iată-le, dragă, niciodată nu m-a dezamăgit, a mângâiat bunicul Fedorsania. De unde ai așa ceva? S-a mirat Pavel. Ea este a unor vânători, poate nu este nouă, dar merge, a zis el. El l-a scos de unde se afla. Toată ziua, el și bunicul au vrăjit peste mașină. Era nevoie să se ungă lantul, să se umple cu motorină, să se verifice dacă totul funcționează. Când bătrânul s-a asigurat că totul este în regulă, le-a spus oaspeților să se îmbrace mai gros dar niciunul dintre ei nu avea haine calde. Pentru Pavel, bunicul deja găsise totul și îl adusese, dar pe Olga a trebuit să o înfășoare în ce a fost. Fedor s-a așezat la volan, apoi au așezat femeia, iar în spate s-a urcat Pavel. Hai, a strigat bunicul și Sania a pornit din loc. Olga nu înțelegea deloc unde se află și nici acum nu vedea nimic. Sania ridica nori de zăpadă care îi acoperea ochii, nasul și gura ea se ascundea în spatele lui Fedor și îndura. Dar iată că am ajuns, i-a dus el aproape până în oraș. Vă mulțumim pentru tot, vom mai avea ocazia să ne întâlnim, i-a strâns mâna Pavel. Promit l-a susținut Olga. Acum trebuie să ajungem la cel mai apropiat post de poliție, să mergem acasă era periculos. Bună ziua, s-a apropiat femeia de unul dintre bărbații în uniformă care stăteau la postul de poliție, până la care perechea a ajuns pe jos. Să trăiți, a răspuns cel din urmă. Ne trebuie foarte mult ajutor, soțul meu m-a dus în pădure și m-a abandonat. Ea nu a intrat în detalii. Asta mai există. În anii 90 se duceau acolo să îngroape pe toți. Tânărul era tânăr, probabil că se uitase la diferite filme de acțiune, de aceea râdea de ceva ce nu știa. Nu contează, a intervenit Pavel. Trebuie să mergem la secție. Ne duceți! Desigur, s-a apropiat cel din urmă de partenerul său, i-a spus ceva, apoi a urcat la volanul mașinii și au plecat. Până la cel mai apropiat post de poliție nu era atât de departe. Când s-a oprit, au coborât din mașină și l-au mulțumit tânărului om. Ascultă, dar cum vom spune fără documente că suntem cerșetori, că nu postăm, că poate ne vor închide? A început să se îndoiască Olga. Hai să le spunem toată adevărul, dacă nu ne vor crede, atunci vom mai vorbi despre asta. El a luat-o de mână. Au intrat, au fost conduși într-un birou, unde le-au povestit totul, iar când au văzut că le cred, le-au arătat și toate cicatricile și rănile. Bărbatul care i-a primit a spus că vor fi luate imediat toate măsurile. Și acum acasă. O se grăbea căci ea încă nu știa unde este copilul ei. Ea spera că era acasă. De care i-am avertizat pe angajați căci de la Ruslan se putea aștepta orice. Ei, salvați, au ajuns în siguranță la curtea în care locui seră odată le-au fost sfătuit să stea la subsolul vecinului, căci era un așa hal încât nici propria mamă nu i-ar fi recunoscut. Așa a făcut și cuplul. Au văzut cum îl scoteau pe Ruslan sub brațe, dar pe Dima nu era cu ei. Olga voia să se repede să întrebe unde este băiatul ei, dar Pavel a oprit-o. Noi îl vom găsi singuri, el este un băiat inteligent, a asigurat-o bărbatul pe femeie când au intrat în apartament, totul era răsturnat pe dos. Ce căuta el aici, nu putea înțelege stăpâna. Caută bani, bijuterii, a venit la ea Pavel. Trebuie să ne gândim unde poate fi Dima, i-a ridicat ochii spre el. Hai să ne îmbrăcăm mai întâi, a râs el. Da, Olga nu acorda atenție la ce era îmbrăcată, cum arăta acum, principalul era altul. Au găsit repede ce le era necesar, acum stăteau în bucătărie, amândoi cu telefoanele în mână. Sună părinții, a cerut Pavel. Nu, el știe că nu se poate, că bunica va fi nervoasă, i-a dat din cap negativ. A avut un șoc, o femeie iubită a fost dusă, el a plecat la alta. Pavel chiar așa credea. Nu, mai întâi să sunăm în prietenii lui, ea a început să formeze numerele părinților și ale băieților cu care se împrietenise fiul ei, dar nimeni nu-l văzuse în tot acest timp. Nu putea să-l ducă pe nevastă sau undeva, a privit-o bărbatul. Tu ce, eu nici nu mă gândesc la asta, poate să cercetăm pivnițele și podurile, arunca variante Olga. Ești sigură? Era iarnă, de aceea Pavel se îndoia foarte mult că Dima ar fi putut face așa ceva. Nu, i-a și-a lăsat capul în jos. Totul va fi bine, dăm telefonul. El a luat aparatul ei și a format un număr. Unde suni? Ea voia să ia receptorul, dar acolo au răspuns deja. Bună ziua! Cum vă merge? A vorbit Pavel foarte politicos. Da, noi tocmai ne pregăteam să venim la voi. El zâmbea și o privea pe Olga, dar totul până la întâlnire, a apăsat pe butonul roșu. Pavel, de ce ai sunat-o pe mama ta? Dimaie la ei, a spus el calm. Olga nu putea să creadă că totul era atât de simplu. Când am întrebat-o cum îi merge, mama ta a spus că coace plăcinte pentru nepot, iar eu, cum înțeleg, nu are alți nepoți în afară de fiul tău, nu-i așa? El s-a ridicat și a mers în cameră. De ce nu mi-ai spus să-i sun imediat? Ea a început să plângă. Nu e nevoie să plângi, hai să ne îmbrăcăm și să plecăm, el deja o aștepta în hol. Prin câteva ore, ei se urcau deja pe scara blocului în care locuiau părinții. Olga se temea doar de un singur lucru: dacă fiul ei le spunea totul bunicilor și bunicilor, cum le va explica ea toate astea? Ea a apăsat butonul soneriei. Cine e acolo? Din nou, acel glas familiar. Mamă, deschide, femeia a zâmbit forțat. Bună, dragilor, unde ați fost atât de mult timp și cum puteți trimite un copil singur la noi, afară e iarnă? Ce-ar fi dacă s-ar fi întâmplat ceva? De pe prag a început să-i certe mama. Olga a înțeles că Dima i-a spus ceva bunicii. Ea era fericită că el a ascultat-o atunci și a făcut tot ce trebuie. Mamă, el a fugit în coridor. Bună, Pavel, el i-a întins mâna, dar Dima nici măcar nu i-a acordat atenție. Fiule, ce ai? Acesta este Pavelul nostru! a întrebat ea. Totul din cauza lui a auzit ea ce spunea acel băiat care nu voia să vorbească. Dragul meu, totul s-a întâmplat cum s-a întâmplat, acum nimic nu se mai poate schimba. Trebuie să trăim mai departe. Pavel m-a ajutat, el ne iubește. Olga înțelegea acum că trebuia să-i convingă pe fiul ei, așa că a mai așteptat puțin, iar apoi s-a gândit că timpul va trece și totul se va rezolva din nou. Toți împreună au intrat în cameră, unde bunica tăia o plăcintă, au băut ceai, iar când femeile erau în bucătărie, mama a privit-o sever pe fică. Cine este acesta?" a repetat ea cuvintele nepotului. Mamă, asta nu mai contează, Olga nu voia ca femeia să afle despre un moment atât de rușinos din viața ei. Fică, noi am fost mereu apropiate, de ce nu vrei să-mi spui nimic? Mama i-a întors o fața spre ea și a trecut mâna pe obraz, care abia recent încetase să o doară. Mamă, totul este deja în urmă, acum totul va fi bine, Olga a îmbrățișat -o. Bine, sper că într-o zi îmi vei spune totul despre asta o lacrimă i s-a scurs pe obraz. Femeia a văzut în ce stare a venit la ea nepotul, era iarnă, iar el era în tenis și geacă, pe obraz avea un vânătăi. La început a vrut să sune la alarmă, a crezut că asta ar fi putut face Pavel, dar când băiatul i-a spus că părinții l-au trimis singur la bunică, atunci nu a mai pus întrebări suplimentare. A vrut să aștepte. Ea înțelegea că se întâmplase ceva groaznic, dar dacă fiica ei nu-i spunea nimic, atunci ea a decis să nu o mai întrebe. Familia a plecat acasă, în apartament trebuia să fie refăcut mult, pentru că Ruslan a distrus tot ce a putut. Poate că vom vinde acest apartament în care există atât de multe amintiri neplăcute, a întrebat-o Pavel. Mă gândeam și eu la asta, dar să așteptăm puțin până când totul se va calma, a cerut ea de la el. Sper că nu vei fi acum împotriva divorțului de acest ticălos ei stăteau în coridor și se îmbrățișau. Desigur că nu, el l-a sărutat pe bărbie. M-am temut atât de mult să te pierd, el aproape ca plâns. Voi fi mereu cu tine, Olga, înțelegea că acesta este adevăratul ei bărbat și singurul. Mă vei lua de soție. El știa răspunsul, dar totuși a vrut să-l audă. Da, ea simțea că ei sunt deja legați, dar asta nu era suficient. Ruslan a fost arestat. Olga și Pavel au descris în detaliu tot ce făcea. Bunicul Feodor a fost martor. La proces, bărbatul a fost declarat incapabil de judecată. A fost luată decizia ca el să fie examinat într-o clinică psihiatrică. La ce a ajuns? Au Pavel când au ajuns acasă. Acum totul era bine. Bărbatul și femeia au vândut apartamentul în care locui cândva acum căutau o nouă locuință. Tată, iartă-mă, a venit singur la el. Tu ce, fiule? El l-a îmbrățișat pe băiat pentru că îl iubea ca pe propriul său fiu, de fapt, el era așa. Nunta a fost modestă. Mama și tatăl Olgăi au venit să-i felicite. Mama o privea pe fiica ei și plângea. În sfârșit și -a, a găsit fericirea. Pavel, am decis să mă înscriu la facultate, Soția se uita la el. De ce brusc? De curând, bărbatul a început și el să se ocupe de afaceri. A închiriat un garaj și a deschis acolo un vulcanizare. Vreau ca noi să fim ca toți ceilalți. Ea înțelegea că vârsta pentru studii nu mai era aceeași, dar îi dorea atât de mult. Eu credeam că vom avea încă un copil mic, el i-a sărutat-o ureche. Eu la fel, a recunoscut ea. Atunci ce învățătură? Nu a fost ea și să nu fie, a dat din mână el. Între timp, am terminat deja, ea era ca și cum ar fi cerut permisiunea de la el. Bine, dacă vrei, nu sunt împotriva, el a fost de acord. Olga s-a înscris, ea a studiat la distanță. În acest timp, totul și-a revenit, afacerile mergeau bine, afacerea se extindea, el nu mai închiria garaj, ci a cumpărat spațiul său, care se afla în oraș. Ei bine, spunem cine are studii de contabilitate. Nu are încă, a râs ea. Sunt serios, am nevoie de un contabil și cred că un parteneriat familial nu ar fi de prisos, s-a întors el către ea. Poți să angajezi pe cineva din sat, un tânăr care a cerut de mult timp să fie angajat. A decis să termine nouă clase, apoi să meargă la școala de mecanici pentru a-și ajuta tatăl. De ce nu? Părea surprins Pavel că tânărul nu i-a cerut el însuși. Atunci ne-am înțeles, a spus Olga. Acum totul este bine în familie. Stând la linia de absolvire, când mai era la terminarea școlii, Olga a simțit brusc un leșin. Ce s-a întâmplat cu tine? a întrebat-o soțul ei. Probabil că este soarele, a spus femeia, care nu înțelegea ce se întâmplă cu ea. Cred că soarele nu are nicio legătură cu asta, a spus Pavel, aruncându-i o privire complice. Cred că a înțeles ce ai vrut să spui, a spus el. Sunt sigur, a spus bărbatul. Apoi s-a apropiat de Dima și a șoptit ceva la ureche. Ce i-ai spus? A fost șocată soția lui. Nimic, hai să plecăm, a spus el, luând-o de braț. Și așa au plecat de pe terenul școlii. La șapte luni după aceea, familia a fost răscolită de plânsul unei fetițe mici, pe care toată lumea o adora. Ascultați, hai să mergem în pădure și să-l vizităm și pe bunicul Fedor, a spus Pavel într-o zi. De ce nu? A fost de acord Dima, care deja cunoștea povestea care s-a întâmplat cu părinții lui. Adevărul este că nu i-au spus toate detaliile, doar o versiune generală. Bine, a spus Olga, luând copilul în brațe au ieșit din casă, s-au urcat în mașină și au plecat toți împreună în locul unde odată a fost atât de dureros și înfricoșător. Pavel a intrat în colibă, dar nimeni nu i-a răspuns. Dar unde locuiește în sat? Nu știi, a întrebat soția lui. Nu, nu mi-a spus, am fost doar aici, a spus el. Au ieșit în curte. Nu erau atât de multe lemne în lemnărie. Pavel a intrat înăuntru, ca și atunci a ridicat brâul de pe zăpadă, care stătea acolo. Cred că bunicul nostru nu mai este, a spus el când a examinat mașina. De ce crezi asta? Nu a înțeles Olga, care privea cum fica ei mergea și se uita la tot ce o înconjura. Această piesă este aproape ruginită, a arătat el. Dar este vară, poate pur și simplu nu s-a ocupat de ea, a spus ea. Nu, nu ai văzut cum îl iubea acest vehicul se ocupa de el ca de un copil. Nu ar fi putut să-l lase așa, a fost sigur Pavel. Chiar dacă nu știau exact unde se află satul, au ocolit pădurea și au mers în primul sat. De îndată ce au spus pe cine căutau, le-au arătat imediat casa lui Feodor și le-au spus că a murit vara trecută. Ce păcat că nu l-am vizitat mai devreme, a oftat Olga la cimitir. Nimic, acest bătrân va rămâne pentru totdeauna cu mine, Iată-le aici, și-a lovit bărbatul pieptul în partea stângă. Și cu mine, a spus soția lui. În acel moment, fetița din brațele mamei sale a început să plângă, parcă ar fi simțit starea ei de spirit. Dar este timpul să mergem acasă, a îmbrățișat-o Pavel pe soția sa. Da, a răspuns ea și s-a lipit de el. Dima stătea și se uita la crucea care se afla pe mormântul bunicii sale. Pot să-mi iau snowmobilul a întrebat el pe tatăl său. Dar cine știe acum? S-a mirat bărbatul de această dorință. s a întors în sat în același sat în care locuia fiica lui Feodor cu nepoata ei. Bună, a intrat din în curte. Bună, a ieșit la el o tânără fată. Băiatul stătea, se uita la ea și tăcea. Ea i s-a părut atât de frumoasă. Dar întreabă de ce ai venit, l-a grăbit tatăl său. A da, a spus el și a spus că poate repara mașina și, dacă este necesar, să o returneze familiei. Ce de ce ne trebuie această fierărie? Arăsia și de la asta a devenit și mai frumoasă. Cred că cineva va veni aici foarte des, a șoptit Olga soțului ei. Și eu am observat asta, a răspuns el și se uita la fiul său. Același a fost îndrăgostit pentru prima dată. Toți s-au întors acasă împreună, Dimanu a luat snowmobilul, au convenit cu Iaroslava că el îl va repara chiar acolo, în pădure, iar ea îl va ajuta cât poate. Mamă, am plecat, a ieșit din apartament el. Iată că am ajuns și la mireasă, a spus Olga în coridor. Așteaptă, mai ai și miri înainte, a arătat Pavel spre fică. Sper că asta nu se va întâmpla prea repede, a spus ea și a râs și a plecat în bucătărie. În seara aceea, mama și tata au venit în vizită. Acum veneau adesea la copii, îi ajutau cu nepoata și pur și simplu voiau să se relaxeze. Fică, de ce nu ne-ai spus atunci unde și cu cine ai plecat? A întrebat-o tatăl. Ce? A zis Olga, uluită. Nu se aștepta ca acest subiect să fie ridicat după atâția ani. Păi de la Vlad, el mi-a telefonat atunci, a recunoscut bărbatul. Și ce ți-a spus? A întrebat Olga cu adevărat interesată. A zis că a întâlnit un fel de deținut. El îi spășea o pedeapsă pentru că, din vina lui, murise iubita lui. I-au dat atunci o pedeapsă mică, pentru că s-a dovedit că era doar indirect vinovat. A spus tatăl, fără să o privească pe fiica sa. Asta e trecut, a spus Olga. În acel moment, ea a regretat că nu a întrebat pe nimeni atunci. În ce era vinovat Ruslan? Bine, nu te mai supăr, a spus tatăl, ridicându-se și plecând în camera lui. Dar în această poveste era un singur lucru pozitiv: dacă nu ar fi plecat atunci cu el, nu l-ar fi întâlnit niciodată pe Pavel, iar el era cel mai minunat bărbat pe care i-a întâlnit vreodată.